ziua la toată lumea, stimați colegi, stimați profesori, academicieni, stimați invitați. Am apăsat pe piesă. Eu vorbesc mai tare, dar în sală eu am făruc și vă liniște. Să aude bine. Da. Așa e poate, nu? Este. Încă o dată repede, stimați membrii ai Comitetului de Studii Public, onorată asistență, academicieni, profesori, invitați. Deci, noi azi punem în discuție teza de doctor habilitat a doamnei Greta Balan, cu genere cu concurs noi, cu acțiune asupra microorganismelor izolate din ulcere tropice, din data care din ziua de azi, 5 iulie 2020. La ședință sunt prezenți și sunt oaspeții noștri de peste votare, doamna profesoară Balașoiu Maria, doctor științe medicale, profesor universitar, Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, România, și doamna profesoară doctor științe medicale, Doina Zoigă, Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore Popa, Iași, România. Conform deciziei Senatului Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Ghețimițanu, numărul 5/7 din 24 mai 2022, s-a decis a aproba Comisia de Susținere Publică și Referenții pentru susținerea tezei de doctor habilitat în științe medicale cu genere cu concurs noi, cu acțiune asupra microorganismelor izolate din ulcere tropice, a doamnei Balan Greta, program de doctorat 313.02 microbiologie, virusologie medicală, consultanță științifică, domnul Rudi Valeriu, profesor universitar academician și domnul academician Aurelian Burla, doctor habilitat, profesor universitar, președinte, sunt persoana în cauză, spun, și mă refer la sunt membri, eu am să dau, dacă îmi permite, citire. Deci este cazul ca să la fiecare să spunem toate rigurile, cred că regale ca să nu sunt super bun. Domnul profesor universitar, doctor habilitat în științe medicale, Holman Tiberiu, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Ghețimițanu, Catedra de Boli Infecțioase, Tropicale și Parasologii Medicale. Azoica Idonie, doctor în medicină, profesor universitar, Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore Popa, Iași, România. Roșnăveanu George, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Ghețimițanu, Catedra de Chirurgie numărul 1, Nicolae Nestiadi. Sergiu Ghinda, doctor habilitat în științe medicale, profesor cercetător în Institutul de Fiziopulmonologie Kiril Drăganiuc. Grigori Frăptuleac, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Universitatea de Medicină și Farmacie Ghețimițanu, Departamentul de Medicină Preventivă și Medicină de Igienă. Spinei Larisa, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină Nicolae Ghețimițanu, Catedra de Medicină Socială și Management Nicolae Ghețimițanu. Și următorii, Eugen Diug, doctor habilitat în științe farmaceutice și profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină Farmacie Nicolae Ghețimițanu, Catedra de Tehnologie a Medicamentelor și doamna Luminița Bulțu, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Ghețimițanu, Departamentul Medicină Preventivă, Disciplina de Epidemiologie. Referenți oficiali, doamna profesor, doctor în științe medicale, Balașoiu Maria, Departamentul de Microbiologie, Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, România, Valentin Godumac, profesor universitar, doctor habilitat în științe medicale, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Ghețimițanu, și domnul Roșin, profesor universitar, doctor habilitat în științe medicale, medic, șef, centru medical, diagnostic, modus vivendi. Aici aș vrea să fac o mică paranteză. S-a întâmplat ceva neobișnuit cu domnul Roșin, dar avem la mână tot pachetul de documente. Așa că eu îmi s-a rog ca să-mi permite să nu mă avem dreptul oficial, dacă la mână avem pachetul documente de care dumnealui este răspunzător. Acum, în continuare, oferim cuvântul secretarul Comisiei de Justiție Republică, la titlul științific,
Doamne, Luminița, poftim aveți acces. Mulțumesc, domnul președinte, onorată asistență, am plăcerea să o prezint astăzi pe pretendentul la titlul de doctor în științe, doctor habilitat în științe medicale, doamna Greta Balan. Pretendentul va susține astăzi teza de doctor în științe medicale cu titlul Compuși și noi cu acțiune asupra microorganismelor izolate din mucile trofice la specialitatea 331.02 microbiologie, virusologie medicală, consultanți domnul academician Rudic Valeriu și domnul academician Gulea Aurelian de la Universitatea de Stat din Moldova. Teza a fost elaborată la disciplina de microbiologie și imunologie, Departamentul Medicină Primitivă a Universității de Stat Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu, respectiv din cei 12 membri a comisiei, după cum a menționat domnul președinte, 11 sunt în sală, respectiv regulamentul susținerii de teze ne permite desfășurarea ședinței de astăzi. Stimați membri ai comisiei de susținere publică, onorată asistență, conform cerințelor ANACEC, doamna Greta Balan a prezentat la timp și absolut cu toate actele prevăzute dosarul în conformitate cu regulamentul existent, deci toate aceste documente corespund cerințelor regulamentului. Astfel, în dosar au fost prezentate dispoziția Senatului de formare a Comisiei de Susținere Publică, teza și rezumatul tezei în limba română și engleză, în varianta scrisă pentru fiecare membru a Comisiei de Susținere Publică. Lista lucrărilor științifice la tema tezei, semnată de autor și certificată de doamna doctor conferențiar universitar, doctorul în filosofie Nistreanu Didina, care este și secretarul științific al Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu, extrasul din procesul verbal al ședinței de evaluare a tezei în unitatea primară de cercetare și extrasul din procesul verbal al ședinței de evaluare a tezei în cadrul seminarului științific de profil. Cerințele față de publicații și prezentări științifice la tema tezei, precum și rezultatele verificării similitudinilor, sunt respectate. Vă mulțumim pentru prezentare, deci conform regulamentului, eu trebuie, adică vă ofer cuvântul pentru a expune pe parcursul 45 minute, cu mult tezi, eu vă rog să vă acatați în timp. Poftim, aveți. Mulțumesc mult. Deci, mult stimate domnule președinte, mult stimați referenți, membri ai Comisiei de Susținere Publică, deci astăzi voi prezenta rezultatele tezei de doctor habilitat în științe medicale cu tema Compuși și noi cu acțiune asupra microorganismelor izolate din mucile trofice, specialitatea 313.02 microbiologie, virusologie medicală, consultanți științifici, domnul Rudi Valeriu, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar academician, om emerit al Republicii Moldova, și domnul Gulea Aurelian, doctor habilitat în chimie, profesor universitar, academician, om emerit al Republicii Moldova. Actualitatea și importanța temei abordate. Deci rezistența microorganismelor la preparatele antimicrobiene reprezintă o problemă majoră de sănătate publică și aceasta rezidă în ineficiența măsurilor de prevenire și tratament a bolilor cauzate de microorganisme rezistente. Deci, indiscutabil că descoperirea preparatelor antimicrobiene a fost una epocală care a salvat foarte multe vieți, însă utilizarea nejustificată și necontrolată a preparatelor antimicrobiene a dus la dezvoltarea rezistenței către acestea. Anual, în jur de 700.000 de persoane decedează la nivel global din cauza bolilor cauzate de microorganisme rezistente la preparatele antimicrobiene, iar în țările Uniunii Europene, în jur de 380.000 de pacienți, deci contractează infecții provocate de microorganisme rezistente, dintre care 33.000 decedează ca rezultat a ineficienței tratamentelor aplicate.
Deci povara pe care o reprezintă infecțiile provocate de microorganisme rezistente la preparatele antimicrobiene este comparabilă cu povara pe care o reprezintă gripa, tuberculoza și hipsida luate împreună. Deci din aceste considerente, în anul 2019, Organizația Mondială a Sănătății a nominalizat rezistența la preparatele antimicrobiene ca fiind una dintre cele 10 amenințări de sănătate globală. Gravitatea excepțională a fenomenului de rezistență la preparatele antimicrobiene pentru sănătatea globală a fost discutată și în cadrul Organizației Națiunilor Unite, adunării generale a Organizațiilor Națiunilor Unite, unde s-a vorbit despre necesitatea luării unor măsuri de urgență pentru a stopa și a combate acest fenomen, în lipsa cărora se estimează că în anul 2050 se vor înregistra în jur de 10 milioane de decese asociate acestui fenomen, chiar mai mult decât decesele asociate patologiei canceroase. Ceea ce ține de ulcerul trofic, această patologie este o afecțiune cu un puternic impact socioeconomic. De regulă, spitalizările sunt de durată și repetate și sunt înregistrate frecvent cazuri de invaliditate și pensionări premature pe caz de boală, ceea ce crește semnificativ cheltuielile pentru îngrijirile medicale. Cauzele dezvoltării ulcerilor trofice sunt foarte diverse, iar cel mai frecvent întâlnite sunt ulcerele trofice ale membrelor inferioare. Această patologie afectează în jur de până la 3% dintre persoanele cu vârsta de peste 60 de ani și în jur de circa 25% dintre pacienții cu diabet zaharat vor dezvolta ulcere trofice. Spectrul microorganismelor care frecvent sunt implicate în ulcerele trofice infectate este foarte divers și în aproximativ 60% cazuri ulcerele trofice sunt infectate cu floră bacteriană mixtă, ceea ce indiscutabil că agravează procesul de vindecare. Majoritatea speciilor de microorganisme care sunt izolate din ulcerele trofice se regăsesc și în lista de prioritate a agenților patogeni rezistenți la preparatele antimicrobiene. Deci, această listă a fost publicată în anul 2017 de către Organizația Mondială a Sănătății, deci agenții microbieni care necesită elaborarea de noi preparate antimicrobiene. Deci, importanța și necesitatea realizării acestui studiu rezidă în impactul semnificativ la nivel global asupra sănătății publice a fenomenului de rezistență la preparatele antimicrobiene, iar lipsa progresului în dezvoltarea preparatelor antimicrobiene evidențiază necesitatea explorării abordărilor inovatoare pentru tratarea infecțiilor și identificarea unor compuși chimici și biologici noi cu proprietăți antimicrobiene poate sta la baza obținerii unor noi preparate active asupra tulpinilor rezistente asociate ulcerului trofic infectat. Scopul studiului este evaluarea activității antimicrobiene a unor compuși noi în vederea formulării principiilor de elaborare a preparatelor policomponente eficiente în tratamentul ulcerului trofic infectat. Deci, pentru realizarea scopului au fost trasate câteva obiective, dintre care determinarea spectrului de microorganisme izolate din ulcerele trofice, elucidarea fenotipurilor de rezistență la antimicrobieni și a factorilor de patogenitate a microorganismelor izolate din ulcerele trofice, determinarea activității antimicrobiene a unor entități chimice și biologice noi față de tulpinele de referință și tulpinele clinice, evaluarea acțiunii sinergice a substanțelor chimice și biologice și a posibilităților de a obține compuși policomponenți cu acțiune antimicrobiană, determinarea influenței compușilor noi monocomponenți și în combinație asupra expresiei unor factori de patogenitate a microorganismelor, studierea modificărilor unor parametri biochimici ai culturilor bacteriene sub influența compușilor monocomponenți și în combinație, precum și influența compușilor biologic activi asupra markerilor stresului oxidativ, sistemului antioxidant și patternului inflamator pentru obținerea potențialelor preparate medicamentoase. Designul studiului. Deci, pentru realizarea acestei lucrări, sau această lucrare a fost realizată în mai multe etape,
și a inclus trei studii independente. Unul din studii a prevăzut identificarea spectrului de microorganisme deci implicate în ulcerul toxic infectat, evaluarea fenotipurilor de rezistență la preparatele antimicrobiene, precum și evaluarea factorilor de patogenitate a microorganismelor izolate din ulcere trofice. Studiul 2 a ținut de evaluarea activității antimicrobiene a substanțelor chimice și biologice noi, evaluarea acțiunii sinergice a acestor compuși și influența compușilor noi asupra exprimării factorilor de patogenitate a microorganismelor. Studiul 3 a ținut de evaluarea modificărilor induse de compuși biologici, compuși chimici asupra unor parametri biochimici ai microorganismelor, precum și asupra markerilor stresului oxidativ, sistemului antioxidat și paternului inflamator. În calitate de obiect de studiu au servit tulpinele de referință care au aparținut colecției americane și colecției spaniole. La fel, în calitate de obiect de studiu am utilizat și tulpinele clinice care au fost izolate din ulcerele trofice și au fost oferite de către laboratorul de microbiologie din cadrul Spitalului Clinic Republican Timofei Moșneaga. La fel, compușii chimici noi sintetizați, care au fost oferiți de către Catedra de Chimie Organică din cadrul Universității de Stat din Moldova și compușii biologici, care au fost oferiți de Laboratorul de Fico-Biotehnologie din cadrul Institutului de Microbiologie și Biotehnologie al Academiei de Științe a Republicii Moldova, precum și Laboratorul de Fico-Biotehnologie din cadrul Universității de Stat din Moldova. Deci, rezultatele studiului efectuat. Un prim obiectiv al studiului a fost determinarea spectrului și ponderii microorganismelor izolate din ulcere trofice. Pentru realizarea acestui obiectiv au fost recoltate 387 de probe din ulcere trofice infectate, dintre care în 41,5% a fost izolată o singură specie microbiană, în 40,6% două specii microbiene și în 8,7% trei specii microbiene. În 9,2% cazuri, microorganisme în titlul diagnostic nu au fost izolate. Deci, în total au fost izolate 631 de tulpini microbiene, care ulterior au fost studiate. Deci, specia cea mai frecvent izolată din ulcerele trofice infectate a aparținut genului Staphylococcus, 25% cazuri, urmată de specii din genul Streptococcus, 16,5% cazuri. La fel, în 15,3% cazuri au fost izolate specii precum Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae în 13,3% cazuri și câte 8,4% cazuri specii precum Acinetobacter baumannii, Escherichia coli și specii ce aparțin genului Proteus. Alte specii, precum și micetele reboriforme din genul Candida, au fost izolate într-un procent mai mic. De menționat este faptul că atât în infecția, în monoinfecție, în infecția provocată de o singură specie microbiană, cât și în infecțiile asociate, deci specia predominantă a fost Staphylococcus aureus, deci în monoinfecție Staphylococcus aureus a fost izolată în 19,3% cazuri, urmate de Pseudomonas aeruginosa 17,6% cazuri. Ceea ce ține de infecțiile mixte, cele mai dese combinații care au fost izolate au fost dintre acestea, au fost peste 60% cazuri, deci a fost dintre specia Staphylococcus aureus și Pseudomonas aeruginosa sau Staphylococcus aureus și Klebsiella pneumoniae. Un alt obiectiv al studiului a ținut de determinarea rezistenței la preparatele antimicrobiene a tulpinilor izolate din ulcere trofice. Și în cazul tulpinilor care aparțin sau speciilor care aparțin genului Staphylococcus, am constatat că aceste specii în 43,7% cazuri au prezentat rezistență la meticiline și doar 56,3% cazuri au fost sensibile. Dacă ne referim la rezistența la diverse grupe de preparate care se utilizează în, sau sunt
utilizate în tratamentul infecțiilor provocate de speciile care aparțin acestui gen. Deci majoritatea tulpinilor au prezentat rezistență marcată la forchimolone, aminoglicozide și macrolidilincozamide și streptogramine. Mai sensibile, tulpinele de staphylococcus s-au dovedit a fi la tetracipline, oxazolidone, amfenicol și anzamicine. La fel ne-am propus și am determinat fenotipurile de rezistență a tulpinilor de staphylococcus la macrolidilincozamide și streptogramine, unde am constatat că 19,6% dintre tulpini au prezentat fenotipul inductivul de rezistență la aceste preparate, 8,2% fenotipul constitutiv și 8% s-au dovedit a fi rezistente la macrolide și streptogramine B. La fel am comparat și gradul de rezistență a tulpinelor, deci la diverse grupe de preparate, a tulpinelor care s-au dovedit a fi rezistente la meticiline și cele sensibile și la toate grupele de preparate, tulpinele rezistente la meticiline au prezentat o rezistență mai înaltă și la alte grupe de preparate. Ceea ce ține de speciile din genul Enterococcus, majoritatea tulpinelor au prezentat rezistență marcată la forchimolone și la restul grupelor de preparate. Preparate au prezentat o rezistență peste 40%, doar 30,71% au fost rezistente la oxazolidone. Ceea ce ține de rezistența la preparatele antimicrobiene a tulpinelor de bacili gram negative, atât glucozo fermentativ și nefermentativ, majoritatea dintre aceste specii au prezentat o rezistență marcată la majoritatea grupelor de preparate și dacă ne referim la Enterobacteriaceae, s-au dovedit aceste tulpini a fi mai sensibile la carbapenemie, monobactamie și sulfonamide. Ceea ce ține de Pseudomonas aeruginosa, rezistență marcată au prezentat aceste tulpini la penicilline, cefalosporine, forchimolone, mai sensibile la carbapeneme, iar tulpinele de Acinetobacter baumani au prezentat o rezistență marcată la toate grupele de preparate, de la carbapeneme și aminoglicozide, peste 40% dintre tulpini s-au dovedit a fi rezistente. La fel ne-am propus să determinăm și paternurile multidrog rezistente de bacili gram negativ, unde am constatat un număr impunător de tulpini microbiene care au fost rezistente la 5 și mai multe preparate antimicrobiene și lider la acest capitol deci a fost tulpinele de Pseudomonas aeruginosa, urmate de tulpinele de Acinetobacter baumani. La fel de menționat este și faptul că un număr impunător de tulpini au prezentat rezistență la 2, 3 și 4 preparate antimicrobiene. La fel ne-am propus să determinăm și producerea de, printre bacili gram negativ, și producerea de beta-lactamaze cu spectru extins și beta-lactamaze de tip AMPC, unde am constatat că tulpinile de Pseudomonas aeruginosa au prezentat deci beta-lactamaze cu spectru extins în 43,6%, urmate de Klebsiella pneumoniae cu 36,9% și Escherichia coli cu 3,9%. Ceea ce ține de beta-lactamazele de tip AMPC, deci aici lider s-a dovedit a fi tulpinele de Acinetobacter baumani cu 28,3%. La fel ne-am propus să determinăm și diversitatea genului de rezistență la carbapeneme, unde am constatat că 4,8% dintre tulpinele de Klebsiella pneumoniae au prezentat carbapenemaze de tip OXA 48, 3,8% dintre tulpinele de Escherichia coli și 2,1% dintre tulpinele de Pseudomonas aeruginosa. Ceea ce ține de tulpinele de Klebsiella pneumoniae, acestea au prezentat 1,2% cazuri și deci carbapenemaze de tip MDR. Referitor la tulpinele de Acinetobacter baumani, în 5,7% cazuri au fost identificate carbapenemaze de tip OXA 23 și în 3,8% cazuri carbapenemaze de tip OXA 58. La fel, un obiectiv al acestui studiu a fost și determinarea exprimării factorilor enzimatic de patogenitate a microorganismelor. Deci, cunoaștem cu toții că factorii enzimatici de patogenitate au un rol foarte, sau joacă un rol foarte important în colonizarea ulcerilor trofice, în diseminarea infecției, în persistența microorganismelor la nivel de ulcer trofic și în cronicizarea procesului infecțios. Deci, dacă ne referim la
arsenalul de factori de patogenitate care le posedă microorganisme izolate din ulcere trofice, vedem că este foarte enorm și dacă ne privim la cocii gramă pozitiv, aceștia în special au, deci, au posedat astfel de factori precum hemolizina, lecitinaza și caseinaza, ceea ce ține de bacilii gram negativi, în special lipaza, gelatinaza, caseinaza, adenaza și, și amilaza. La fel, ne-am propus să comparăm, deci, capacitatea de exprimare a factorilor enzimatici atât la tulpinele rezistente la preparate antimicrobiene, cât și sensibile, cât și la tulpinele izolate în monoculturi și, și cele, deci, izolate în asociație. Unde am constatat că atât tulpinele multirezistente, cât și tulpinele, deci, izolate în asociații, au posedat un grad mai înalt de exprimare a acestor factori de patogenitate în comparație cu tulpinele, deci, sensibile și tulpinele izolate din monoculturi. La fel, am determinat și capacitatea, deci, microorganismelor de a inactiva lizozimul. Deci, lizozimul, care este un factor, un moral de rezistență nespecifică universal a macroorganismului, deci el are acțiune asupra, această enzimă are acțiune asupra bacteriilor gram, în special asupra bacteriilor gram pozitive, dar este activ și asupra bacteriilor gram negative. Deci, în urma studiului efectuat, am constatat că 93,3% dintre tulpinele izolate din ulcere trofice au posedat această capacitate, deci au inactivat lizozimul și doar 6,7% au fost inactive. Ceea ce ține de gradul de inactivare a lizozimului, majoritatea tulpinelor izolate au posedat un grad mediu și un grad înalt de inactivare a lizozimului. Și la fel am comparat capacitatea de inactivare a lizozimului a tulpinilor rezistente sau multirezistente la preparate antimicrobiene și tulpinele sensibile. Și deci am constatat că tulpinele rezistente au posedat în special un grad mediu și înalt de inactivare a lizozimului, iar tulpinele sensibile un grad mic și mediu de inactivare a lizozimului. La fel am determinat și capacitatea de inactivare a complementului. Deci complementul, care este un factor deci, de rezistență, un moral de rezistență nespecifică a macroorganismului, deci tulpinele microbiene, 95,2% cazuri au posedat această capacitate de inactivare a complementului și doar 4,8% dintre ele deci, au fost inactive. Dacă ne referim la gradul de inactivare a complementului, majoritatea tulpinelor izolate din ulcerele trofice au inactivat complementul în concentrații mari și mai puțin în concentrații medii și mici. Iar la compararea deci, gradului de inactivare a complementului printre tulpinele rezistente și tulpinele sensibile, aici, într-un caz și altul, majoritatea tulpinelor au inactivat sau au posedat un grad înalt de inactivare a complementului. Un factor foarte important în persistența microorganismelor la nivelul ulcerului trofic, în protejarea microorganismelor atât de factorii de rezistență specifici, nespecifici a macroorganismului, cât și de acțiunea preparatelor antimicrobiene, este și formarea biofilmelor. Deci noi ne-am propus să determinăm și această capacitate a microorganismelor izolate din ulcerele trofice, unde am constatat în cazul bacilor gram negativ, 78% dintre tulpini au posedat această capacitate și doar 22% nu au format biofilme. Dacă ne referim la gradul de formare al biofilmelor, majoritatea dintre ele au posedat un grad înalt și mediu sau s-au dovedit a fi puternic aderente și moderat, au format biofilme puternic aderente și moderat aderente și iarăși am comparat capacitatea de formare a biofilmelor, a tulpinilor sensibile, multidrog rezistente și cu rezistente extinse și indiscutabil că cele sensibile au format în special biofilm slab aderent, cele dar rezistente au format în special biofilm puternic aderent și moderat aderent și cele cu rezistență extinsă, biofilme deci puternic aderente și moderat aderente. Ceea ce ține de cocii gram pozitivi, dintre aceștia 67,6% au fost producătoare de biofilme și 32,4% non-producătoare. Deci, la fel ca și bacilii gram negativi, majoritatea dintre tulpini au
produs biofilm puternic aderent și moderat aderent și la compararea deci, tulpinilor rezistente și sensibil, deci s-a observat același fenomen. Deci, biofilm puternic aderente au format tulpinele, în special tulpinele care deci, posedau rezistență multiplă la preparatele antimicrobiene. Al doilea studiu a ținut de determinarea activității antimicrobiene a compușilor chimice și compușii biologice, atât separat cât și în combinație, cât și determinarea influenței acestor compuși asupra gradului de patogenitate a microorganismelor. Deci, pentru evaluarea activității antimicrobiene a compușilor chimici, au fost testați în jur de peste 1000 de compuși chimici, din care am selectat câțiva compuși care au posedat activitatea bactericidă și bacteriostatică în concentrații mai mici. La fel, am selectat și câțiva compuși care au avut deci, efect selectiv, au fost activi în special asupra bacteriilor gram-pozitive și nu au avut efect asupra bacteriilor gram-negative. La fel am determinat și acțiunea antimicrobiană a compușilor biologici, deci au fost testați în jur de 50 de compuși biologici și la fel au fost selectați compușii care au a avut efect bactericid și bacteriostatic în doze mai mici. Ce este de menționat este faptul că compușii biologice au fost activi atât asupra bacteriilor gram-pozitive, gram-negative, cât și asupra micetelor levuliforme din genul Candida și compușii care trebuie să fie menționați sunt doi pigmenți carotenoidice obținuți din spirulina platensis, care au posedat acțiune bactericide și bacteriostatică în concentrații mai mici. La fel am determinat deci, activitatea atât a compușilor chimici cât și compușilor biologici asupra tulpinilor clinice. Deci și am comparat această deci, activitate cu activitatea pe tulpinele de referință, unde am constatat că unii compuși chimici sau pentru unii compuși chimici au fost nevoie de cantități mai mari pentru a inhiba creșterea și dezvoltarea microorganismelor, însă acestea au fost neînsemnate, iar de remarcat este și faptul că unii compuși chimici au fost activi în aceeași concentrație atât pe tulpinele clinice cât și pe tulpinele de referință. Ceea ce ține de activitatea compușilor biologice asupra tulpinelor de referință, tulpinelor clinice, această diferență față de tulpinele de referință a fost mai mică, mă refer diferența în concentrație minime inhibitorie și de remarcat este faptul că pigmenții carotenoidici mixoxantofila au fost activi în aceleași concentrații atât pe bacilii gram-negativ, bacilii gram-negativi, cât și pe porcii gram-pozitivi. La fel am determinat și interacțiunea dintre compușii chimici și compușii biologici prin calcularea concentrației inhibitorie a fracțiunilor. Deci, în urma studiului efectuat, deci, am constatat că în 87,2% cazuri, acești compuși au manifestat efecte sinergice asupra tulpinilor microbiene, în 6,8% cazuri efecte aditive și în 6% cazuri efecte indiferente. Este de remarcat faptul că efecte antagoniste nu au fost puse nici într-un deci, caz de combinație a compușilor chimici cu compușii biologici. La fel, am analizat și efectul antimicrobian sinergic dintre compușii chimici și biologici, unde am constatat că concentrația minimă inhibitorie în cazul compușilor combinați deci a fost micșorată chiar de până la 32 de ori în comparație cu concentrația minimă inhibitorie a compușilor luați în parte. La fel am determinat și eficacitatea antimicrobiană în timp sau timpul de omorâre a microorganismelor. Luând compușii atât chimici cât și biologici în concentrație de 0,25 CME, aceștia nu au avut efect bactericid asupra tulpinelor microbiene,
Iar la combinarea acestor compuși în aceeași, în aceleași concentrații, deci combinațiile au manifestat efect bactericid asupra tulpinelor microbiene timp de până de la 8 până la 24 de ore. Deci timpul de omorâre a microorganismelor deci a depins atât de compușii care au fost luați în combinație, cât și de tulpinele asupra cărora s-a acționat. La fel, un obiectiv al studiului a fost și determinarea influenței compușilor biologice, atât separați cât și în combinație, asupra deci exprimării factorilor de patogenitate a microorganismelor. Deci, determinând activitatea anticomplimentară a microorganismelor sub influența compușilor chimici și biologici, am constatat că la acțiunea compușilor luați în parte, în diverse concentrații, activitatea mai înaltă de a inhiba factorii de patogenitate sau activitatea anticomplimentară au manifestat-o compușii în concentrații de 50 și 75%. O activitate mai bună a fost deci obținută la utilizarea compușilor în combinație, unde, iarăși, activitatea mai înaltă au avut-o compușii care au fost luați în concentrații mai mari, de 50-75%, și în aceste cazuri, deci, capacitatea de inactivare a complementului a fost cu mult diminuată, chiar și adusă până la zero pentru unele tulpini microbiene. La fel ne-am propus să determinăm și activitatea antilizozim a microorganismelor sub influența compușilor chimici și biologici și iarăși de menționat este că la utilizarea compușilor atât chimici cât și biologici separat, această activitate a fost inhibată, însă mai puternic chiar și până la zero, activitatea antilizozim a fost inhibată la utilizarea compușilor în combinație. La fel am determinat și gradul de formare a biofilmelor de către microorganisme sub influența compușilor chimici și biologici, unde iarăși am constatat că compușii, atât chimici cât și biologici, luați în concentrație de 50-75%, deci separat, au deci inhibat gradul de formare a biofilmelor, iar o activitate mai înaltă, indiscutabil că au avut-o compușii combinați. La fel am determinat și efectul compușilor asupra gradului de exprimare a două enzime de patogenitate, lecitinaza și hemolizina, unde practic s-a mers după același scenariu. Deci aceste enzime au fost inhibate în special la utilizarea compușilor în combinație. La fel, în acest studiu ne-am propus să determinăm și toxicitatea compușilor chimici. Deci, pentru determinarea toxicității am utilizat testul de determinare toxicității acute pe crustaceul Daphnia magna, unde am constatat că atât liganzii care au fost luați în studiu, cât și compușii coordinativi ai cuprului au posedat o toxicitate mai joasă decât preparatul care a fost luat ca martor, deci clorhidratul de doxorubicine, deci un preparat medicamentos care se utilizează în practica medicală. Ultimul studiu a ținut, studiul numărul 3, a ținut de evaluarea modificărilor induse de compușii chimici și biologici asupra unor parametri biochimici ai microorganismelor. Deci pentru aceasta am evaluat stresul oxidativ prin determinarea cantității de aldehidă malonică eliberată și lactat dehidrogenase eliberate. Deci, în urma testărilor efectuate, am constatat că la utilizarea deci, compușilor biologici, cantitatea de aldehidă malonică deci, a scăzut comparativ deci, cu martorul, iar la utilizarea deci, compușilor chimici, atât în parte cât și în combinație, cantitatea de aldehidă malonică s-a dublat, iar în unele cazuri pentru unii compuși, această cantitate chiar și s-a triplat. Ceea ce ține de lactat dehidrogenaza eliberată, deci la utilizarea compușilor biologici, practic, această enzimă nu a fost modificată, iar la utilizarea compușilor chimici, atât în bar de cât și în combinație, cantitatea de lactat dehidrogenază deci, a crescut considerabil. Însă aici este de remarcat faptul că la utilizarea
compușilor în combinație se observă, deci în urma rezultatelor obținute, se observă diminuarea toxicității compușilor chimici, indiscutabil că această diminuare are loc datorită compușilor biologici. La fel am determinat și modificarea capacității antioxidante a culturilor de microorganisme sub influența compușilor chimici și biologici, unde am determinat superoxid dismutază, catalaza și glutadion reductază. Deci, în urma experimentelor efectuate, am constatat că compușii biologici practic nu au modificat cantitatea de superoxid dismutază, iar compușii chimici, atât separat cât și în combinație, au scăzut cantitatea de superoxid dismutază. Însă, iarăși este de menționat că la utilizarea combinată a preparatelor chimice cu preparatele biologice, cantitățile acestor compuși au fost mult mai mici, de 4 ori și mai mici, decât cantitatea compușilor luați în parte, concentrația compușilor luați în parte. Deci aceasta ne vorbește despre rezultatele obținute, ne vorbește despre efectul sinergic al acestor preparate. Ceea ce ține de activitatea catalazei, la fel compușii biologic, practic nu au modificat activitatea catalazei în comparație cu martorul, în unele cazuri pe anumite tulpini, deci această activitate catalazei a crescut, iar la utilizarea compușilor atât chimici separat cât și în combinație, activitatea catalazei a fost mai redusă, iar în combinațiile de compuși, activitatea catalazei sau acest efect a fost anihilat, chiar în unele cazuri a fost adus până la zero. Ceea ce ține de activitatea glutadion peroxidazei, deci am fost același cam scenariu identic referitor la enzima precedentă. Și un ultim obiectiv al studiului a fost evaluarea influenței compușilor asupra parametrilor fiziologice in vitro. Deci pentru aceasta am determinat activitatea compușilor biologic active asupra indicelui stresului oxidativ prin determinarea de aldehide malonice și producerilor proteici de oxidare avansate, unde am constatat valori minime în cazul compușilor loturilor cu compuși biologici și valori maxime în cazul loturilor cu compuși chimici și o ușoară scădere a valorilor în cazul loturilor cu compuși luați în combinație. La fel am determinat și evaluarea activității compușilor biologic activ asupra sistemului antioxidant, unde am determinat superoxid dismutază, cataza, glutadion transferază și glutadion peroxidază. Deci în urma experimentelor efectuate am constatat valori maxime în cazul sau în loturile cu compuși biologici, valori minime în loturile cu compuși chimici și valori crescute în comparație cu loturile cu compuși chimici. Deci valori crescute în loturile cu compuși în asociație, deci compuși biologici cu compuși chimici. Și sigur că aceste valori sau creșterea acestor valori se datorează indiscutabil că compușilor biologici. Și ultimul obiectiv, deci evaluarea influenței compușilor asupra paternului inflamator. Pentru aceasta am determinat expresia unor citochine, expresia spontană a citochinelor pro și antiinflamatorii, unde am determinat în cazul citochinelor proinflamatorii valori maxime în cazul loturilor cu compuși chimici și minime în cazul loturilor cu compuși biologici și o scădere a valorilor în cazul loturilor cu compuși luați în combinație, iar ceea ce ține de interleuchina 10, deci o interleuchină, deci antiinflamatorie, aici am constatat valori maxime în loturile cu compuși biologici, valori minime în loturile cu compuși chimici și o creștere a valorilor în loturile cu compuși luați în combinație și sigur că aceste valori în creștere se datorează compușilor biologici.
Deci, îmi permiteți să nu mă opresc la concluzii, dar o să mă opresc la recomandările practice. Deci, reieșind din diversitatea factorilor de patogenitate a microorganismelor asociate ulcerilor trofice infectate, se propun procedee de evidențiere a expresiei aceștor factori în timp util, ce permite elaborarea unor recomandări practice în indicarea tratamentelor antimicrobiene țintite care vor contribui la reducerea rezistenței microorganismelor la preparatele antimicrobiene. Deci se recomandă compuși biologic activi cu activitate antimicrobiană pronunțată în calitate de substanțe cu efecte antibacteriene față de tulpinele asociate ulcerului trofic infectat și se propune continuarea cercetărilor clinice privind elaborarea produselor combinate deci de sinteză și naturiste. Și metodele aplicate și rezultatele obținute pot fi utilizate în procesul și sunt utilizate în procesul de instruire universitară și postuniversitară în cadrul disciplinelor de microbiologie clinică și laboratorul microbiologic. Mulțumesc pentru atenție. Eu vă mulțumesc. Eu vă mulțumesc dumneavoastră, doamna președinte, la titlul doctor habilitat în științe medicale, pentru o prezentare foarte exhaustivă, precisă, fixă și v-ați încadrat perfect în timp, chiar mi-ați oferit o mică rezervă. Încă o dată aș vrea să spun că asta e poziția mea, tu mi-ai foarte bine, cunoaște material și îmi pare bine și mie. Acum, deci, să trecem la următoarea etapă, întrebări, da? Întrebări față de pretendenți. Poftim, membrii comisiei, cei invitați, specialiști în materie, poftim, aveți acces. Da, sunt domnul profesor. Întrebare. Doamna Balan, mine m-ar interesa, dumneavoastră ați exemplat de tot parcursul prezentării, substanțe chimice noi, biologice noi, ce naturale. Da, sigur că. Deci pot să divulg ceea ce cunoaștem. Deci dacă ne referim la substanțele chimice, sunt compuși coordinativ ai cuprului. Toate substanțele chimice care au fost luate în studiu, deci sunt compuși coordinativ ai cuprului. Ceea ce ține de compuși biologici, inițial au fost testați diversi compuși biologici, dar ne-am oprit până la final la extractele de spirulina platensis și la pigmenții paratinoidici obținute la fel din deci, spirulina platensis. Și o întrebare, dacă îmi permiteți, ca și clinician, m-ar interesa efectul sau un impactul clinic și atunci dacă s-a ținut cont de studiul dumneavoastră de patogenia, litopatogenia ulcerului trofic. Știm că este spectrul microbian e prezent peste tot, dar dacă s-a ținut cont de natura rămasă, arterială, diabetică sau mixtă a ulcerului trofic, de care da, mulțumesc, domn profesor, pentru întrebare. Deci, ceea ce ține de cauzele dezvoltării ulcerului trofic nu au fost sigur studiului nostru. Deci, noi nu am lucrat cu pacient, nu am avut acces la pacient și nu am lucrat cu fișele medicale. Noi am lucrat doar cu, cu registrele din laboratorul microbiologic și cu tulpinele izolate. Și atunci când este vorba despre diagnoza stipulată în registru, de foarte multe ori este doar ulcer trofic și nu este cauza corect. Și ulcer diabetic, iată, așa cum că mai sunt. Dar în rest, mulțumesc. Vă mulțumim și noi pentru întrebare și pentru răspuns. Eu vă rog la toți participanți de discuții. Deci, scurt și laconic. Deci întrebări care se fie țintit la scop și la obiectiv. Da. Da, stimate competitori, deci întrebarea mea una este, una din cerințele școlii educatoare la noi este dacă analizăm și avem bibliografia tezei un procent de care au până la octori. Ați explicat dumneavoastră acel procent? Da, domn profesor, m-am străduit și acest procent a fost respectat, da? Deci avem așa...
Da, indiscutabil am ținut cont și de acest aspect. Da, mersi. Și vreau să vedeți publicații. Dintre ele am înțeles 5 publicații cu impact fapt. Dacă puteți așa, în două cuvinte, spuneți, unde au fost publicate? Da, mulțumesc, domnul profesor, pentru întrebare. Deci, dacă ne referim la revistele cu impact factor, ăsta a fost revistele, trei articole au fost în revistele Obșie Chimia, fiindcă sunt, da, în Federația Rusă publicate și un articol cu factorul cel mai mare de impact a fost în la fel, este o revistă chimică, da, din Europa. Da, mi-a sigur. Am înțeles că România este revistă chimică. Vă mulțumesc și dumneavoastră și domnul profesor. Poftim. Domnul Chirlici și domnul profesor Chirlici. Poftim. Importanța determinării genelor de rezistență. Deci, indiscutabil că este important. Deci, aceasta este important, în primul rând, pentru medicul sau medicii clinicești, cei care indică tratamente și se pot ghida, deci, cunoscând mecanismele de rezistență a tulpinelor microbiene implicate în proces. La fel, aceasta este important și pentru persoanele care deci iau măsuri de prevenire și control a răspândirii atât a genelor de rezistență a microorganismelor, cât și microorganismelor care posedă aceste gene de rezistență. Și mai este important și faptul că pentru a cunoaște ce tulpini microbiene cu ce mecanisme de rezistență sunt circulante pe teritoriul Republicii Moldova și în special în spitalele noastre, în secțiile de terapie intensivă, în secțiile de chirurgie, la fel pentru a lua măsurile acestea de control și prevenire, da, a răspândirii microorganismelor rezistente. Vă mulțumim dumneavoastră și domnului profesor și nu numai pentru aceasta, dar și pentru ghidarea evoluției. Din tehnici, din biologie moleculară, din sinapsă. Da, deci s-a adresat domnul profesor Grădean, ce-a spus. Poftim. Stimate domnule președinte, stimate comisie de Sfântul Republică, stimate consultanți, Murat Asfență, vreau primul rând să aduc mulțumire pretendentului la titlul științific de doctor habilitat, doamne Greta, pentru acest studiu foarte valoros, foarte voluminos și foarte bine expus, foarte structurat, unde vreau să confirm că și-a atins acel scop care l-a pus în acest studiu realizat. La mine apare întrebarea, doamna pretendentă, totuși aș vrea să precizez, au mai fost cercetări efectuate la nivel global, la nivel național, ce simte această problemă, dacă au fost, prin ce se care sunt diferențele? Ce este nou dumneavoastră în comparație cu cele precedente, dacă au fost cercetări la această problemă? Vă mulțumesc, domnul profesor, pentru întrebare. Deci, dacă ne referim la studiile la nivel global, e indiscutabil că cercetări în rezistența microorganismelor implicate în ulcerele trofice infectate au fost efectuate, iar ceea ce ține de Republica Moldova, studii, deci nu am întâlnit și nu au fost efectuate astfel de studii, chiar dacă au fost publicate niște
teze mici referitor la deci unele aspecte privind rezistența microorganismelor la preparatele antimicrobiene. Iar ceea ce ține de compușii noi și acțiunea lor asupra turbinelor microbiene, indiscutabil că compușii noștri nu au mai fost testați, deci că sunt niște compuși noi și nu au fost, chiar dacă tezele anterioare, la fel că au mai fost în cadrul disciplinii, efectuate teze, ceea ce ține de acțiunea compușilor chimici asupra turbinelor microbiene, nu au fost făcute studii privind sinergismul sau acțiunea compușilor combinați asupra turbinelor microbiene. Iar ceea ce ține de acțiunea compușilor asupra exprimării factorului de patogenitate, deci în Republica Moldova nu au fost făcute astfel de studii. Vă mulțumesc pentru... Mulțumesc! Și dumneavoastră tot. Deci, stimați colegi, stimați audiențe, noi suntem în regim online. Și ar fi cazul ca noi să întrebăm dacă intervin cu întrebări și prietenii noștri, colegii noștri, specialiștii noștri e după votare. Dacă avem accesul, vrem să o întrebăm pe doamna profesoară Vărășoiu Maria, poftim dacă aveți întrebări pe imaginea prezentării raportului de doamna doctor. Bună ziua! Sunt onorată să fiu astăzi aici la susținerea tezei de abilitare a doamnei Greta Bălan. O cunosc pe doamna Greta Bălan de mult, din cadrul acelor schimburi de experiență între universitatea noastră și Universitatea din Chișinău. Mi-a plăcut foarte mult de doamna doctor Greta Bălan. A demonstrat că este un om care de cercetare, care are aplicare asupra cercetării, are tot ce îi trebuie pentru cercetare. Iar această teză pe care ne-a expus-o este o teză foarte amplă și cu o temă foarte actuală. Iată că ne-am întors în timp, așa cum spunea Eminescu, cu toate vechi și nouă toate, ne-am întors la ceea ce spunea Alexander Fleming. Mă tem că bacteriile se vor obișnui cu antibioticele încât să ajungem din nou în situația la care am fost înainte de descoperirea lor. Nu suntem în această situație, dar suntem aproape de această situație, pentru că, iată, bacteriile și-au dovedit această rezistență și știm că au apărut bacterii nu numai multirezistente, dar chiar și panrezistente. Și chiar și doamna profesor Azoicăi, cred că este în asentimentul meu și dumneaei, prin cercetările pe care le-a făcut, poate să confirme lucrul acesta. Sigur, această găsire de noi metode de îndepărtare a bacteriilor, dar este foarte actuală și foarte benefică. Iată că bacteriile, în dorința lor de a supraviețui, ne demonstrează în permanență că sunt cu un pas înaintea inteligenței noastre. Da? Nu știu cum facem, dar noi suntem pe locul 2. Așa cel puțin mi se pare mie. Ori aceste noi structuri, iată, chimice, biologice, de cercare a îndepărtărilor, le consider salutare. Doamna profesor are o misiune foarte grea, pentru că va trebui să continue aceste cercetări, va trebui să aibă doctoranți care vor face cercetări pe acești compuși, pentru că suntem la început de drum. Testăm în laborator, vedem, dar partea importantă este să vedem acțiunea lor in vivo, in vivo. Pe ulcerul varicos, eu cred că lucrurile sunt mai simple pentru că ne adresăm local, direct bacteriilor locali, spre deosebire de calea generală care este mult mai problematică și unde trebuie să demonstrăm că aceste substanțe nu sunt toxice. Ne-a demonstrat parțial, să zicem așa, doamna profesor, dar sunt de făcut în continuare studii pe această temă. Eu o invit în continuare pe doamna profesor să colaborăm prin viitorii doctoranți pe care dânsa îi va avea, pentru că și noi avem destul de multe preparate pe care le testăm în laborator, în colaborare cu Facultatea de Biologie, cu Facultatea de Farmacie și lucrurile rămân deschise.
Ne-am dorit foarte mult să rezolvăm această problemă a rezistenței la antibiotice, care, așa cum ne-a spus și dânsa, Organizația Mondială a Sănătății o consideră o amenințare la adresa sănătății globale. Eu felicit pe doamna profesor pentru teza pe care a făcut-o, o felicit pentru bibliografia actuală pe care a folosit-o, pentru materialul vast de cercetare. Nu a fost ușor ceea ce a făcut însă, să lucrez și pe tulpini de referință, să lucrez și pe tulpini din laborator, să faci diferența între ele, să determini imediat în mecanismele, nu numai rezistența la antibiotice, dar să determini tot felul de mecanisme de enzime și așa mai departe. Stresul oxidativ este extraordinar de amplu, o lucrare pentru care eu o felicit și îi urez în continuare succes și să aibă parte de doctoranți cel puțin la fel ca dumneavoastră ei de conștiincioși și de inteligenți. Mulțumesc, da. Vă mulțumim și dumneavoastră, doamnă profesoră. Deci eu aș vrea să-i ofer cuvântul doamnei profesoare, doctor Mircea Medicare, doamne Zăjită Doina. Deci mai mult spre întrebare. Deci noi acum suntem în compartimentul de întrebări și răspunsuri. Și dacă la doamna profesoară a apărut acest gen de întrebări, ce țin de specificul tezei. Poftim. Da, mulțumesc pentru invitație, mulțumesc doamnei profesor Greta Balan pentru faptul că m-a invitat să particip la această dezbatere a unei teze de abilitare impresionantă. De la început, de la titlul cu care debutează materialul care mi-a fost trimis spre analiză și de asemenea, din prezentarea atât de subțintă a unui volum extraordinar de mare de activitate, remarcăm faptul că tema este de prioritate. Deci, o primă dovadă de înțelepciune, dacă vreți, exact cum spunea doamna profesor anterior, vis-a-vis de inteligența remarcabilă a candidatei, tema este absolut ca o fereastră deschisă. Problema aceasta a rezistenței la antibiotice este o problemă dinamică, este o problemă de îngrijorare și care necesită o accelerare a temelor acestora de cercetare și o accelerare a preocupărilor în descoperirea de molecule noi. De aceea teza este absolut adecvată momentului, că nu se hazardează doar să prezinte o fotografiere a rezistenței la antibiotice, a microorganismelor care sunt identificate la pacienții cu ulcere trofice, ca o prezentare de tip descriptiv, ci face o analiză foarte profundă și foarte bine documentată științific vis-a-vis de mecanismele de erudare a posibilităților de apărare ale organismului din partea acestor microorganisme extrem de inteligente, cum s-a și spus, profesorul Buiuc spunea că microorganismele au o inteligență care depășește uneori inteligența umană și de aceea noi trebuie să cumulăm foarte multe informații și să analizăm pentru a ajunge la o concluzie, pentru ca să devansăm această agresivitate a microorganismelor acestora, a bacteriilor acestora multiplu rezistente, pan-rezistente, cum s-au dovedit a fi. În al doilea rând, pe lângă alegerea temei, care evident este o temă adecvată momentului și va fi actuală,
capacitatea de inovare nu stă în ranița oricărui soldat, chiar dacă se spune că bastonul de mareșal există în ranița fiecărui soldat. Nu este chiar așa. Capacitatea de inovare, de a găsi aceste formule de antimicrobiene, cum sunt propuse aceste combinări sinergice între compuși sintetici și cei biologic activi, este o dovadă absolut de creație științifică pe care candidata își bazează această teză de abilitare. Ce vreau să o întreb, pe lângă felicitările absolut justificate pe care doresc să-i transmit, cercetările au fost făcute pe o perioadă de 8 ani, din 2013 până în 2021, așa cum este cuprins și în materialul dumneavoastră. Ați găsit o diferență, cronologic vorbind, în valorile de rezistență sau de răspuns a microorganismelor la substanțele acestea pe care dumneavoastră le-ați testat ca și compuși antimicrobieni sinergici? Mulțumesc, doamna profesoară, pentru întrebare. Deci, într-adevăr, studiul a fost efectuat pe o perioadă de timp mai îndelungată, însă, dacă ne referim la tulpinele clinice, acestea au fost deci, izolate într-o perioadă mai scurtă. Deci, tulpinele clinice au fost izolate timp de 3 ani. Deci, inițial, m-am bazat pe efectul acestor preparate asupra, deci atunci când am selectat compușii, asupra tulpinelor de referință. Iar tulpinele clinice, vă zic, au fost colectate în ultimii 3 ani, de aceea o mare diferență, să zic, sau să pot deduce niște concluzii, indiscutabil că nu am putut. Da, mulțumesc pentru precizare. Deci, cele testate, tulpinile testate sunt tulpinile de referință și am înțeles lucrul acesta, iar cele clinice au fost evaluate din cele, mă rog, consemnate în registru laboratorului de microbiologie pe o perioadă de 3 ani, dar nu ați observat în intervalul acesta, această falie temporală de 3 ani, vreo modificare la un moment dat a profilului de rezistență la aceeași tulpină, de exemplu Staphylococcus aureus, ați remarcat vreo schimbare, vreo modificare în profilul de rezistență în intervalul ăsta de 3 ani în care ați recoltat informațiile clinice? Da, mulțumesc. Deci, ceea ce ține de profilurile de rezistență, iată, în ultimii ani, dar iarăși, dacă nu am determinat și nu am făcut această comparație, îmi este greu să zic. Sigur, profesor, sigur. Da, că au fost diferențe. Este un subiect deschis și tocmai doctoranții dumneavoastră pot să analizeze și eventual o fluctuație sau o modificare categorică. Această modificare nu este în bine, mă așteptam să-mi spuneți că da, este o modificare, dar asta se traduce printr-o creștere a potențialului de sensibilitate la antibiotice, de rezistență la antibiotice, dar doctoranții dumneavoastră categorică vor face această dinamică temporală a fenomenului acesta de rezistență. Oricum, valoarea inovației dumneavoastră rămâne valabilă și este cu atât mai mult așteptată să fie
să fie testată și pe subiecții umani pentru studiile clinice care sunt așteptate pentru validarea și includerea în practica curentă. Eu vă felicit și vă doresc mult succes și am apreciat munca dumneavoastră de cercetător, într-adevăr, corect și perseverent și cu o capacitate foarte mare de inovare. Vă felicit! Mulțumesc mult, doamnă profesor! Vă mulțumim și noi, doamnă profesor, pentru intervenție și pentru apreciere și întrebări. Deci noi revenim acasă la noi în auditoriu. Deci noi suntem acum în compartimentul întrebări și răspunsuri. Dacă cineva din sală dorește să adreseze întrebări, poftim. Poftim. În observat, doamnă Bolan, indiscutabil că cercetarea va îndivea foarte mal, dumneavoastră s-a făcut în laboratoare de prestigiu. Dacă cunoașteți, dacă nu cunoașteți, spuneți unul. Vă rog, vă spuneți, care este posibilitatea în teritoriul Republicii de determinare a genului patogen, cu atât mai mult a sensibilității? Da, mulțumesc pentru întrebare, domnul profesor. Deci, ceea ce ține de capacitatea laboratoarelor de teritorii, deci, în Republica Moldova avem sistemul de supraveghere a rezistenței microorganismelor la antibiotice. Deci, acest sistem include o rețea de laboratoare cu secția de deci, control și combatere a rezistenței microorganismelor la antibiotice. Ceea ce ține de rețeaua de laboratoare, aici se include laboratorul de referință a Agenției Naționale de Sănătate Publică, care este laboratorul de nivel 1, și cele 10 laboratoare din teritoriu, pe lângă, regionale. Regionale, pe lângă centrele de sănătate publică, plus în afară... Da. Dar în afară de... Vă mulțumesc la ambii pentru... Este posibilitate, domnul profesor. Da. Dacă mai sunt întrebări, dacă nu, mergem mai departe. Deci întrebări sunt? Nu. Dacă nu sunt întrebări, oferim cuvântul doamnei secretară. Poftim? Da. Aveți succes. Mulțumesc, domnul președinte. Deci, țin să menționez că teza prezentată astăzi la susținerea publică a fost evaluată la mai multe etape în cadrul unității primare de cercetare și, desigur, la seminarul științific de profil, astfel încât acuși aș fi vrut să vă prezint deciziile acestor două etape de evaluare a tezei. Prima, deci la ședința disciplinii de microbiologie și imunologie, Departamentul Medicină Preventivă a Universității Stat Medicină Farmacie Nicolae Chestimețanu din 16 februarie anul 2022, s-a decis a aproba teza de doctor habilitat în științe medicale cu titlul Compuși noi cu acțiunea asupra microorganismelor izolate din ulcerile trofice, specialitatea 312.02 Microbiologie, Virusologie Medicală a doamnei Greta Balan, doctor științe medicale, conferențiar universitar și a recomanda spre examinare și aprobare în cadrul ședinței seminarului științific de profil cu numărul 313 Imunologie, Microbiologie, Virusologie, 321 Medicină Generală, 313.02 Microbiologie și Virusologie Medicală, 321.09 Boli infecțioase tropicale și parazitologie medicală. În mod deschis, propunerea a fost votată unanim. La următoarea ședință sau următoarea etapă, în cadrul ședinței seminarului de științific de profil, cu același număr menționat de mine anterior, permiteți-mi să nu-l numesc în întregime, s-a decis a aproba teza de doctor cu abilitate în științe medicale cu tema Compuși noi cu acțiunea asupra microorganismelor izolate din ulcerele trofice la specialitatea 313.02 Microbiologie, Virusologie Medicală a doamnei Greta Balan, doctor științe medicale, conferențiar universitar și a recomanda pentru examinare și aprobare în cadrul ședinței Senatului Universității Stat Medicină Farmacie Nicolae Chestimețanu, componența Comisiei de Susținere Publică și a referenților oficiali la teza de doctor habilitat în științe medicale cu tema Compuși noi cu acțiunea asupra microorganismelor izolate din ulcerele trofice,
specialitatea 313.02 microbiologie, virusologie medicală a doamnei Balan Greta, doctor științe medicale, conferențiar universitar. De menționat că decizia în mod deschis a fost votată unanim. Pro. La rezumatul tezei au mai parvenit și 12 avize referitor la valoarea științifică și aplicativă a tezei. De fapt, sunt 16 avize care sunt prezentate. Permiteți-mi să dau citire persoanele care au prezentat astfel de avize și deci organizațiile care le reprezintă. Ciumacenca Tatiana, doctor habilitat științe medicale, profesor universitar, Departamentul Epidemiologie, Universitatea Națională de Medicină din Harkov, Ucraina. Iavorski Constantin, doctor habilitat științe medicale, profesor universitar, șef catedră de pneumofiziologie, Universitatea de Stat Medicină și Farmacie, Nicolae Testemețan. Brumboiu Irina, doctor științe medicale, conferențiar universitar, Departamentul de Medicină Comunitară, Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca, România. Sturza Rodica, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, șef departament oncologie și chimie, Facultatea Tehnologie Alimentelor, Universitatea Tehnică a Moldovei. Ferdocleb Alexandru, doctor habilitat științe medicale, conferențiar universitar, vicedirector medical a Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Republican, Timofei Moșneagă. Gendov Moșanu Aliona, doctor habilitat, conferențiar universitar, Facultatea Tehnologie Alimentelor, Universitatea Tehnică a Moldovei. Cebanu Sergei, doctor habilitat științe medicale, conferențiar universitar, șef departament medicină preventivă, Universitatea Stat Medicină Farmacie Nicolae Testemețanu. Carpov Maria, doctor habilitat științe medicale, profesor universitar, șef catedră microbiologie și virusologie, Universitatea de Stat de Medicină din Siberia, Rusia. Băhnărel Ion, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, șef disciplină de igienă, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemețanu. Grăjdeanu Tudor, doctor habilitat științe medicale, profesor universitar, catedră medicină socială și management, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemețanu. Bucov Victoria, doctor habilitat științe medicale, profesor cercetător, Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Bacinski Nicolae, doctor habilitat științe medicale, profesor universitar, șef catedră de farmacologie și farmacologie clinică, Universitatea Stat Medicină și Farmacie, Nicolae Testemețanu. Cebanu Elena, doctor științe medicale, conferențiar universitar, disciplina de igienă, Universitatea Stat Medicină și Farmacie, Nicolae Testemețanu. Liliana Cepoi, doctor științe biologice, conferențiar cercetător, director Institutul de Microbiologie și Biotehnologie, Academie de Științe Medicale. Burduniuc Olga, doctor științe medicale, conferențiar cercetător, șef direcției diagnostic de laborator în sănătate publică, Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Kirlici Alexei, doctor științe medicale, conferențiar universitar, Departamentul Medicină Preventivă, Universitatea Stat Medicină și Farmacie Nicolae Testemețanu. De menționat că toate avizele au fost pozitive. Vă mulțumesc, doamnă secretară, pentru prezentarea avizelor care au sosit în adresa tezei și trecem la următoarea etapă, ce țin de părerea referenților. Deci, conform deciziei, deci știți că au fost aprobați trei referenți, doamna profesoară Groșoi Maria, domnul profesor Gormac Valentin și Roșin Iurii. Deci, primiți-vă dumneavoastră, oferim cuvântul doamnei profesor, doctor în medicină, Maria Bălășoi. Luăm în considerație că v-ați dat părerea, poftim, aveți accesul, deci aveți deci, posibilitatea de a vă expune suplimentar la teza care azi o avem în discuție. Poftim! Vă mulțumesc! Deci, teza... Deci, eu vorbesc, da? Da. Nu l-am auzit pe domnul profesor foarte bine și am avut impresia că vorbește altcineva. Nu, doamn profesor, dumneavoastră, da. Da. Deci, să dau citirea referatului în avizare? Da. Da? Deci, v-a dat cu părerea asupra tezii. Poftim.
teza propusă pentru examinare a doamnei conferențiar Balan Greta abordează o problemă importantă de sănătate publică și de actualitate în domeniul medicinii, prin, așa cum am spus, creșterea alarmantă a rezistenței microorganismelor la antibiotice și epuizarea resurselor terapeutice. Microorganismele rezistente la antibiotice sunt responsabile de infecții grave care cresc cheltuielile de sănătate și pot duce la deces. Teza doamnei doctor este de mare actualitate, existând un impact semnificativ al rezistenței antimicrobiene asupra sănătății publice la nivel național, regional și global, astfel încât este imperios necesar efectuarea de studii privind particularitățile medico-sociale ale rezistenței antimicrobiene. Da. Evoluția tulpinilor rezistente și numărul redus de preparate disponibile dictează necesitatea de a descoperi noi clase de antibacteriene și compuși activi pentru tulpinile rezistente. În baza acestor necesități este inițiat procesul de depistare a posibilităților terapeutice alternative, în special prin explorarea compușilor de origine biologică și substanțele active din ei. Accentul la ora actuală se pune pe preparatele complexe care asigură nu numai acțiunea antibacteriană, dar și efecte imunomodulatorii care permit restabilirea statusului imun al organismului afectat, iar prin acesta succesul terapeutic. Lucrarea are ca scop evaluarea activității antimicrobiene a unor compuși noi în vederea formulării principiilor de elaborare a preparatelor policomponente eficiente în tratamentul ulcerului propriu. Obiectivele cercetării, așa cum le-a prezentat doamna conferențiar, sunt depistarea spectrului de microorganisme izolate, elucidarea fenomenelor biotice, determinarea activității antimicrobiene, studierea acțiunii sinergice a substanțelor chimice și biologice și a posibilităților de obținere a compușilor policomponenți cu acțiunea antimicrobiană, determinarea influenței compușilor noi monocomponenți în combinație asupra expresiei unor factori de patogenitate a microorganismelor, evaluarea modificărilor unor parametri biochimici ai culturilor bacteriene sub influența compușilor monocomponenți și influența compușilor biologici activi asupra markerilor în stresului oxidativ în sistemul antioxidant și patternului inflamator pentru obținerea de potențiale preparate medicamentoase. Lucrarea de față aduce argumente solide referitoare la infecția antibacteriană și arsenalul de factori de patogenitate cu care sunt dotate tulpinile microbiene izolate din ulcerele tropice, contribuind astfel la o mai bună cunoaștere a riscului pentru un eșec terapeutic. Prezentarea manuscrisului este bine organizată, întinsă pe 6 capitole teoretice și practice, cu recomandări bibliografice de 350 de surse de valoare citată recentă, iconografie sugestivă și generoasă, care cuprinde peste 40 de tabele și 47 de grafici. Partea generală este structurată în 6 subcapitole, iar partea personală acoperă detaliile de cercetare, de la ipoteza de lucru și obiectivele propuse, la metodologia studiilor efectuate, rezultatele concludente și concluziile generale evidențiate prin nota de originalitate a tezei. Metodologia de lucru s-a bazat, așa cum ne-a spus doamna conferențiar, pe evaluarea spectrului de microorganisme implicate în etiologia ulcerului, pe rezistența la antibacteriilor la medicația antimicrobiană, la factorii de patogenitate al tulpinilor și corelarea rezistenței tulpinilor la antibacteriene cu factori de patogenitate și estimarea acțiunii antimicrobiene a compușilor noi de origine chimică și biologică cu aprecierea acțiunilor substanțelor monocomponente și în combinație asupra exprimării factorilor de patogenitate a tulpinilor izolate și din clinic și tulpini de colecție și determinarea sinergismului și a timpului de omorâre a microorganismelor, precum și evaluarea activității compușilor chimici și biologici asupra unor parametri biochimici ai microorganismelor și influența acestora asupra indicelor stresului oxidativ și a sistemului antioxidant. Originalitatea acestui studiu valoros este exprimată prin modelul de studiu complex axat pe cercetarea potențialului antibacterian, antipatogenic, imunomodulator
și antioxidant ai compușilor luați în studiu în vederea elaborării unor strategii anti-infecțioase alternative și a dezvoltării unor noi compuși policomponenți, generând nu doar o utilizare empirică, ci una bazată pe dovezi științifice privind proprietățile terapeutice ale acestora. Remarcă activitatea excepțională de diseminare a informațiilor, rezultatele obținute din cercetare la evenimentele științifice valoroase, naționale și internaționale, precum și publicații și proiecte multidisciplinare din domeniu. Baza teoretică a tezei este bine structurată prin analiza situației în domeniu, fundamentarea teoretică, problemele formulate, metodologia valoroasă, număr mare de studii și complexitatea abordată, precum și rezultatele valoroase obținute. Calitatea metodologică a cercetării este de excepție prin formularea atentă a scopului, obiectivelor, profunzimea interpretărilor și iconografie evidente, resursele recente și de calitate, instrumente complexe de cercetare. Textul este bine conceput, de calitate, cu un conținut bine structurat, prin coerența ideilor expuse, stilul științific accesibil, cu sistematizarea precisă a rezultatelor și concluziilor. Autoarea a folosit o bibliografie vastă de actualitate, sursele fiind citate corect într-un stil bibliografic unitar. Calitatea concluziilor și a recomandărilor completează eficient teza și îi dau amprenta originală și rezultatele aplicabile de importanță deosebită în domeniu. Teza îndeplinește toate condițiile de aprobare pentru valoarea cercetărilor efectuate, a interpretărilor statistice, a materialului vast de studiu, a metodologiei variate și extinse, dar și a concluziilor valoroase, așa că din aceste motive propun calificativul foarte bine în vederea acordării titlului de doctor abilitant în științe medicale pentru doamna conferențiar Greta Bălan. Vă mulțumesc, doamna profesoară, pentru aprecierea profesională. Eu cred că ascultăm părerea la toți trei referenți. De urmă o să vă oferim cuvântul, dacă dumneavoastră o să aveți ceva de spune asupra referenților. Deci, oferim cuvântul referentului domnul profesor, doctor Cabeza Științe Medicale, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie, Valentin Godumac. Poftim! Am să vă rugăm foarte mult dacă sunt niște poziții care deja au fost spuse, poate, eu știu, într-un algoritm mai rezolvat. Dacă e posibil, asta. Poftim! Anulate, doamne președinte, distinși membri a Comisiei de Susținere, la tezii de doctor abilitat, stimată asistență. Permiteți-mi să dau citire recenzie la teza de doctor abilitat în științe medicale a doamnei Bălan Greta, intitulată Compuși noi cu acțiune asupra microorganismelor izolate din ulcere tropice. Prima, inovația și originalitatea științifică. Teza prezentată pentru susținere este consacrată unei probleme de mare importanță ale microbiologiei și virusologiei medicale, și anume identificării și elaborării de substanțe antimicrobiene noi în baza unor compuși autohtoni de origine chimică și biologică, eficient în tratamentul ulcerului toxic infectat. Actualitatea tezii doctorat este convingătoare atât în ce privește selectarea principiilor bioactive supuse cercetărilor microbiologice, cât și a modului prin care se propune atingerea scopului propus. Medicamentele antimicrobiene reprezintă una din cele mai mari realizări ale medicinii contemporane, ele fiind astăzi pe larg folosite în lupta contra germenilor patogeni. O problemă majoră în contextul sănătății publice la nivel mondial a devenit rezistența microorganismelor la antibiotice, iar prejudiciul anual cauzat numai în Europa se estimează la miliarde de euro. Deputat în România, peste jumătate din safilococii aureus circulanți sunt rezistenți la antibiotice. Astfel că infecțiile cu această bacterie sunt tot mai greu de vindecat.
De aceea e problema identificării și elaborării stanțelor antimicrobiene noi, eficiente, are o importanță teoretică și practică deosebită. În acest aspect, un mare interes prezintă compuși complexi sintezați la Universitatea de Stat din Moldova, în Laboratorul Materiale Avansate în Biofarmaceutică și Tehnică, sub conducerea profesorului universitar, academician Aurelian Gunea, și care manifestă importante proprietăți terapeutice, dar până la momentul actual, proprietățile lor antimicrobiene nu au fost suficient studiate. Un interes deosebit prezintă substanțele bioactive extrase din cianobacteria Arthrospora platensis de către academicianul Valeriu Rudică. Multiple studii evidențând efectele antivirale, antimicrobiene, antiproliferative, antioxidante, antiinflamatoare, imunomodulatoare, etc. Printre posibili mecanismi de acțiune ale acestor substanțe ar putea fi modularea sistemelor de detoxifiere și a funcționalității aparatului dizozomal al celulelor. Deosebit de valoroase ar fi depistarea unor mecanisme mai puțin cunoscute ale acțiunii compușilor biologici și active autohtoni, importante pentru mărirea sensibilității și selectivității lor, ceea ce justifică efectuarea cercetărilor în acest domeniu extrem de important al microbiologiei medicale. În acest sens, o atenție deosebită merită evaluarea țintelor moleculare ale acțiunii compușilor biologici și active autohtoni, ceea ce ar permite elaborarea de noi mijloace raționale de tratament al ulcerilor trofice infectate și va stimula continuarea cercetărilor care ar conduce la rezolvarea multor probleme majore ale microbiologiei clinice moderne. Progresul ocrotirii sănătății ca sistem de realizare a succesului științei medicale și, prin urmare, a rentabilității investigațiilor în această sferă a cunoștințelor este condiționat de posibilitățile diagnosticului timpuriu precoce al agentului etiologic cu indicare tratamentului țintit și evitarea eșectului terapeutic și a dezvoltării rezistenței la antimicrobiene, bazată pe dovezi științifice. În acest context, tema abordată de doamna Balan Greta este de o mare actualitate și importanță majoră. Este explorată o tematică originală cu deschidere intermultidisciplinară, imunobiochimie medicală, biologie celulară și moleculară, microbiologie medicală și genetică medicală, incluzând abordări, idei inovatoare, soluții și concepte științifice, criterii noi pentru realizarea unui progres semnificativ în problema abordată. 2. Inovația și originalitatea științifică a tezei. Teza licențiată este o lucrare actuală, valoroasă, având ca subiect de cercetare una din problemele actuale ale microbiologiei contemporane, și anume evaluarea activității antimicrobiene a unor compuși noi eficienți, și conțin principii active de proveniență naturală combinate cu cele de origine sintetică în tratamentul ulcerilor trofice și care necesită diagnostic și tratament imediat pentru a evita diferite complicații grave și pentru a ameliora rezultatele tratamentului. Noutatea și originalitatea științifică a rezultatelor obținute constă în evaluare și stabilirea proprietăților antimicrobiene, antioxidante și imunomodulatoare ale unor noi compuși de origine chimică și biologică asupra spectrului de microorganisme implicate în ulcerii trofice infectate și stabilită acțiunea lor asupra factorilor de patogenitate a agenților microbieni. Au fost selectați compuși cu cel mai înalt potențial antimicrobian, antiinflamator, imunomodulator și antioxidant și au fost elucidate mecanismele lor de acțiune. În baza
rezultate obținut, s-a stabilit importanța explorării parametrilor stresului oxidativ și protecției antioxidante în calitate de indicator de monitorizare a activității antibacteriene, dar și factor predictiv a riscului dezvoltării eșecului terapeutic. Metodologia folosită în teză ar putea fi aplicată ca model de testare experimentală a noilor compuși cu proprietăți biologic active, potențiale medicamente. 3. Valoarea practică a cercetării. În baza rezultatelor obținute, se stabilită premierea efectului imunomodulator a compușilor chimici biologici prin determinarea acțiunii sinergice a acestor compuși cu identificarea combinațiilor care potențează efectul antimicrobian determinat de expresia factorilor enzimatici de patogenitate și a factorului de persistență a microorganismelor asupra producerii organe și a inciilor biochimici și imunochimici. A fost elaborat un algoritm standardizat de diagnostic al agentului etiologic, a mecanismului de rezistență la antimicrobiene și a factorului de patogenitate microorganisme asociate cu ulcerul trofic. Mai mult decât atât, datele obținute prin modificările markerilor antiinflamatori au permis depistarea unor mecanisme patogenice importante ale acțiunii compușilor noi asupra microorganismelor implicate în ulcerele trofice infectate. Din aceste considerente, această direcție de cercetare va contribui la obținerea datelor noi care va permite elaborarea unor strategii terapeutice de reducere a efectelor negative ale inflamației asupra evoluției ulcerilor trofice infectate, împiedicând astfel apariția complicațiilor. Teza creează premisele dezvoltării medicinii personalizate, care presupune cunoașterea și utilizarea unor mecanisme la nivel molecular. Teza creează primiți dezvoltări medicine personalizate care presupune cunoașterea și utilizarea unor noi mecanisme la nivel molecular și a unor noi teste de diagnostic microbiologic și permit adaptarea mai bună a tratamentelor la profilul individual al pacientului și un management mai eficient al infecției la pacienții cu ulcere trofice infectate. Teza deschide perspective mari de cooperare națională și internațională în planul valorificării rezultatelor și continuarea cercetărilor. 4. Calitatea metodologică a cercetării. Scopul și obiectivele lucrării sunt expuse clar, succint și reflectă etapele cercetărilor efectuate. Apreciem că obiectivele propuse sunt realiste și de actualitate, în concordanță cu activitatea cercetării și se desfășoară actualmente în domeniul vizat pe plan național și internațional. Problemele de cercetare sunt inovative, bine argumentate și conectate logic ca cadrul teoretic. Metodologia cercetării corespunde scopului, metodele utilizate permit realizarea completă a obiectivelor trasate, descrierea materialelor și metodelor de cercetare aplicate sunt expuse rezolutiv și concis. Pentru realizarea obiectivelor tezei au fost utilizate un spectru foarte larg de metode standardizate, contemporane și clasice, cum ar fi metodele microbiologice și bacteriologice, metode de determinare a sensibilității la acțiunea compușilor antimicrobiene, testarea calitativă și cantitativă a tulpinilor bacteriene izolate din ulcerile trofice, de producerea biofilmului, teste de evidențiere a factorului de patogenitate a microorganismului, metode biochimice și imunochimice de determinare a intensității stresului oxidativ, micilor personale a lipidelor și a sistemului de producție antioxidante cu evidențierea derivilor enzimatice și non-enzimatice, metode de evaluare a intensității procesului inflamator prin determinarea celor mai importante citochine pro și anti-inflamatorii, precum și metode de biologie moleculară pentru
reidentificare genotipică a determinațiilor de rezistență prin tehnica real-time PCR. Metodele de analiză statistică utilizate corespund tipului studiului sunt suficiente pentru o abordare exhaustivă și originală și obținerea rezultatelor veridice ale cercetării efectuate. Acestea sunt adecvate investigațiilor efectuate și au fost expuse rezolutiv și concis de către autor. Obiectele de studiu și metodologie utilizată au permis de a evidenția corect și la nivel metodologic adică fapt activitatea antimicrobiană a compuselor chimici și biologici studiați. Folosirea metodelor de explorare fine și adecvate i-au permis doamnei Greta să obțină o bază de date obiective care au fost cu succes utilizate în concluziile tezii. 5. Conceptele și calitatea textului. Structura lucrării și logica expunerii este conformă cerințelor stabilite prin regulamentul instituțional și formatul tip al școlii doctorale. Teza se evidențiază prin claritate și precizie, fraze comprehensibile, aplicare corectă a standardelor biografice, tabele, figuri relevante. Aș vrea să menționez logica impecabilă a autorului tezei, care s-a manifestat atât în expunere cât și în selectarea materialului ilustrativ, de astfel foarte convingător și relevant, fapt ce a permis de a evidenția importanța rezultatelor remarcabile și contribuția tezei la elucidarea unor noi și importante aspecte legate de extinderea cunoștințelor referitor la dezvoltarea preparatelor policomponente eficiente în tratamentul lucrurilor toxice infectate și care ar permite limitarea eșecilor terapeutice legate de dotarea rezistenței la virus. Vastitatea, amploarea, intensitatea și varietatea datelor experimentale obținute de autor este însoțită de o sistematizare plină de succes care demonstrează o excelentă orientare a autorului în domeniul studiat. Lucrarea este scrisă la un nivel teoretic înalt, forma și stilul expunerii este academic și corespunde cerințelor înaintate față de lucrările științifice. Calitatea concluziilor generale și a recomandărilor. Teza în ansamblu prezintă o lucrare științifică de sine stătătoare, având o amplă valoare atât teoretică cât și practică și prezintă o rezolvare de mai departe a problemelor și strigente ale microbiologiei medicale contemporane. Concluzii și recomandările practice rezultă logic din conținutul lucrării și corespunde esenții scopului și obiectivelor de cercetare trasate. Sunt argumentate și bine formulate și iese din rezultatele obținute. Aportul personal al doctorandelor, a doctorandei în realizarea tezii, constă în analiza literaturii de specialitate, planificarea și executarea cercetărilor experimentale, prelucrarea statistică, generalizarea și interpretarea rezultatelor, expunerea materialelor la diverse forumuri naționale și internaționale și perfectarea publicațiilor. Aspectele elucidate au permis soluționarea problemei științifice. Toate rezultatele obținute, analizele, generalizările și concluziile aparțin integral doctorandei. În expunere și interpretare rezultatelor proprii, doctoranda manifestă obiectivitate, referindu-se permanent la faptele deja stabilite de alți cercetători. Toate acestea conturează o imagine clară a volumului și a nivelului înalt al lucrării recenzate și ne permite să o apreciem obiectiv, pozitiv. Datele obținute pot fi catalogate ca generatoare de noi idei și cunoștințe. Respectarea eticii și deontologiei profesionale. Principiul fundamental și universal în efectuarea oricărei cercetări științifice este de a nu dăuna nici într-un caz și nici într-un mod ființelor vii de dragul științei. Cercetorul științific trebuie să procedeze potrivit maximei. Primul nocere, mai întâi nu dăuna.
cât și după principiul primum humanitas, alterum sciencie, mai întâi umanitatea, apoi știința. Experimentele au fost efectuate în conformitate cu legislația Republicii Moldova și principiile declarației de la Helsinki privind principiile etice pentru cercetare medicală care implică subiecte umane, materiale și date umane identificabile. Principiile etice și ale deontologiei sunt respectate totalmente. Toate frazele și ideile preluate de la alți autori sunt indicate riguros. Este evidențiat distinct raportul autorului și lipsesc orice suspiciuni de fraude științifice. Corespunderea conținutului tezei cu tema aprobată, publicațiile autorului și autoreferatul tezei. Conținutul tezei corespunde cu tema aprobată, datele obținute sunt diseminate în 77 publicații științifice, rezultatele obținute de autoare au fost comunicate și discutate la ușurile de manifestări științifice naționale și internaționale și sunt reflectate în 5 publicații științifice în reviste Web of Science și Scopus cu impact factor înalt. 5 brevete de invenție, apreciate cu premii, diplome și medalii de aur și argint la saloane internaționale de invenție. Lucrările publicate și autoreferatul pe deplin oglindesc conținutul tezei. Teza prezintă o investigație finisată, executată la un nivel științific contemporan. Concluziile privind corespunderea tezei titlului științific solicitat. În concluzie, teza doamnei Vălan Greta, intitulată Concluși noi o acțiune asupra microorganismelor izolate din ulcerii trofice, prezentată pentru obținerea titlului științific de doctor habilitat în științe medicale, este o lucrare realizată de autor, care, după actualitate, volumul investigațiilor și nivelul metodologic, inovația științifică, importanța teoretică și valoarea aplicativă corespunde cerințelor Consiliului Național pentru Atestare și Acreditare Republicii Moldova față de tezele doctorat, iar autorul acestei teze merită conferirea titlului științific de doctor habilitat în științe medicale la specialitatea 313.02 microbiologie, virusologie medicală. Este o teză de la care avem ce învăța și consider că ea trebuie să fie apreciată cu calificativul foarte bună. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim și dumneavoastră. Aplauze de la urmă. Deci vă mulțumim și dumneavoastră pentru prezentarea profesională, foarte detaliată. Și facem al treilea pas, da? Deci avem o situație, v-am spus din start, cu niște probleme obiective cu domnul Roșin. Deci, dacă dumneavoastră permiteți, am să ofer cuvântul secretarii Comisiei de Susținere pentru a da citire. Dacă dumneavoastră dați acord, în față avem, deci recenzie, avizul este în limba rusă, îi propunem secretarii să dea citire, deci intrarea în probleme și concluzia finală. Dacă dumneavoastră nu aveți nimic împotrivă, sunteți de acord, da? Doamna secretară, aveți cuvântul. Mulțumesc, onorată asistență. Vreau să menționez din start că recenzia este expusă pe 7 pagini dactilografice și corespunde ce ține de compartimente tuturor cerințelor regulamentului de susținere a tezei de doctor habilitat. Așadar, permiteți-mi să citesc doar concluziile, da, care au fost prezentate ca componentă acestei recenzii. Recenzia на диссертационную работу Греты Валан, представленную на соискании ученой степени доктора хабилитат медицинских наук на тему «Новые соединения с действием на микроорганизмы, выделенные из трофических язв» по специальности 312.02 «Микробиология, медицинская вирусология». В заключение
о соответствии диссертации запрашиваемой ученой степени доктор хабилитат медицинских наук на тему «Новые соединения с действием на микроорганизмы, выделенные из трофических язв», посвященное, представляет собой завершенное научное исследование, посвященное актуальной проблеме, выполненное на высоком научном и практическом уровне, результаты которой имеют не только теоретическое, но и прикладное значение. Результаты, полученные автором, могут безусловно оказаться полезным для микробиологов, врачей-инфекционистов, эпидемиологов и целому ряду врачей-клиницистов, сталкивающихся в своей практике с такими осложнениями, как трофическая язва. Работа также должна стать пособием в качестве учебно-дидактического материала для студентов медвузов. Учитывая все вышеперечисленное, считаю, что диссертационная работа Греты Валан «Новые соединения с действием на микроорганизмы, выделенные из трофических язв» полностью соответствует всем высоким требованиям Комиссии по аккредитации и аттестации Республики Молдова, а автор достоин присуждения ученой степени доктор хабилитат медицинских наук по специальности 313.02 микробиология и медицинская вирусология. Рощин Юрий, главврач диагностического центра Модус Вивенти, доктор хабилитат медицинских наук, профессор. Сигнатура есть и конфирмата ШИ, детонный директор Центру Луи Модус Вивенти. Гексар Александр. Vă mulțumim, doamna secretară, deci luăm în considerare deci, documentul prezentat. Acum îi oferim cuvântul câteva fraze referitor la poziția dumneavoastră față de cele care au fost expuse de referent. Foarte, da, deci, având în vedere că n-au fost. Vreau în primul rând să mulțumesc foarte mult distinșilor profesori pentru că au acceptat să-mi fie referent și mulțumesc pentru timpul acordat studierii minuțioase a lucrării și pentru aprecierile generoase care au fost făcute. Vă mulțumesc mult! Vă mulțumim și noi, dumneavoastră, doamnă pretendente. Deci, următorul pas este ca noi trecem în discuții libere asupra valorii științifice de atletic, dar eu rog ca fiecare membru să se dea cu părerea. Avem așa un punct în hotărâre că deci, membrii comisiei, doctoranți și referenți, eu vă rog atenție, avem un punct în care se scrie că președintele membrii comisiei de doctorat și referenți nu au conflict de interese sau motive de protejare ale postdoctorantului Greta Valan. De aceea, în fără de cuvânt în explicare din dumneavoastră, ar vrea ca să vă expuneți într-o frază asupra acestei poziții. Deci, după regulamentul NACEC-ului, se cere ca au dreptul, adică fiecare care sunt prezent în sală, dar obligator membrii comisiei de susținere numerică să spui poziția. Deci atunci, dacă nu aveți nimic împotrivă, am să-i ofer cuvântul de cine o supra mea ce răspunde, domnul profesor Dr. Cavitat Olan Tiberiu. Stimate domnule președinte, onorată asistență, cu adevărat asistăm astăzi la un eveniment remarcabil, susținerea tezei de doctorat la specialitatea microbiologiei, virusologiei clinică, care nu avem atât de multe teze în ultimii ani, după memoria mea, susținut la această specialitate, mai ales teze de doctorat, fără doar și poate este o teză valoroasă, importantă, corespunde tuturor cerințelor și merită să fie acordat titlul de doctor habilitat, profititoare cu etabolan. Teza este îndeplinită, deci este o lucrare finită, finisată, metodologia este adecvată, concluziile ies din rezultatele cercetărilor și după mine este o teză de microbiologie clinică, care domeniul este într-un fel dificitar la noi aici în spațiul nostru. Medicii de toate specialitățile se întâlnesc cu aceste probleme, microbiologie clinică, aici este mai mult despre chirurgie, dar toți ne întâlnim cu aceste probleme și merită ca aceste probleme să fie
promovate, sau această disciplină să fie promovată, inclusiv în curicula universitară, unde ea este doar ca disciplină opțională. 5 zile, disciplină opțională, microbiologie clinică, ceea ce este total insuficient. Există multe dificultăți în clinicile și universitare, dar mai ales și în teritoriu, în stabilirea etiologiei bolilor infecțioase, în selectarea preparatelor antimicrobiene, stewardship-ul antibioticilor, monitorizarea tratamentelor, alte probleme de microbiologie clinică, și de aceea vă îndemn pe toți ca să depunem eforturi în promovarea acestui domeniu. Fără doar și poate, îi chem și pe microbiologi, deci profitând de această ocazie, pe cadrele noastre universitare, să fie mai aproape de clinică, să se implice în, și să ne ajute în activitățile noastre clinice, fiindcă avem nevoie de ei, în diagnosticul bolnavilor, în consiliile medicale, conferințele, care le facem pentru beneficiul pacienților noștri și, fără doar și poate, în instituirea unui management eficient a acestor categorii de pacienți. Ceea ce ține de conflict de interese nu am, și succese și felicitări. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule profesor. Eu îmi cer scuze foarte mare, am făcut o mică gază. Deci ar fi fost cazul după referență, auzând părerea, adică poziția consultanților. Deci eu supăt că deci gaful extra nu are, deci domnii consultanți aveți cuvântul, însă am să vă rog să vă referiți la calitățile... 20 de minute. 20 de minute, poftim, dacă respiră. Mult stimate, domnule președinte, mult stimați membri a Consiliului Științific, onorată asistență, dragi colegi, am simt foarte succint, deoarece pot spune numai cuvinte frumoase și bune. Este un cadru didactic de excelență, este un cercetător științific definitivat, care ați văzut și volum de lucru, și calitate, conceptivitate, cu minte inventivă, un manager cu experiență frumoasă, care are autoritate, se bucură de autoritate, atât în mediul academic, în cadrul catedrii, mediul academic, între studenți, și cred că acei doctoranți care vor nimeri la doamna Greta în viitor vor avea mare noroc. Mulțumesc pentru plăcere. Vă mulțumesc foarte mult pentru plăcere laconică și profundă. Poftim, domnul profesor. Mulțumesc, domnul președinte, pentru cuvânt. Mulțumesc, colegi, eu cred că noi astăzi ne-am dat seama că doamna Greta Balan, într-adevăr, merită această apreciere și eu să rog membrii Consiliului ca să voteze pentru aceasta. Aș vrea să spun că doamna Greta Balan, doamna doctor conferențiar, deci a adus o muncă extraordinară, deci în primul rând ea a ieșit din cadrul Universității de Medicină și Farmacie Valtis Temițeanu și a venit la Universitatea de Stat ca să colaborăm. Asta este, eu cred, un mare ajuns, pentru că împreună am avut posibilitatea să punem probleme noi. Lucrarea este bazată pe concursuri coordinativi ai grupului noi. Deci s-a menționat că peste 1000 de substanțe au fost testate, deci asta înseamnă cu un volum extraordinar de muncă, dar cel mai important este că acestea sunt rezultate originale care sunt confirmate prin brevete de invenție și prin participări la saloane mondiale și internaționale. Eu am primit o plăcere deosebită să colaborez cu doamna conferențiar, doctor Balan, și eu cred că această colaborare va continua. Vă doresc succes mai departe. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru participare. Continuăm mai departe, deci
părerea asupra noutății, valorii științei și aplicativei tezei. Dacă îmi permiteți dumneavoastră, eu aș vrea să-i oferim cuvântul doamnei profesoare universitare, doctor în științe medicale, Doina Zurichi, Universitatea din Iași, România. Poftim părerea dumneavoastră. Da, mulțumesc foarte mult. Așa cum a fost și susținut și argumentat activitatea de cercetare a doamnei Greta Banan, conferențiar universitar, și de asemenea conținutul în detaliu care este cuprins în formatul scris al tezei și a referatului, a rezumatului de tezei de abilitare, consider că valoarea calității cercetării prin importanța temei analizate, importanța temei abordate prin scopul și obiectivele clare ale cercetării, prin elementul novator al găsirii soluțiilor pentru obținerea de noi preparate antimicrobiene, teza se situează între cercetările de vârf ale medicinii europene, pot spune, și consider că titlul de doctor habilitat este bine meritat și este susținut de toată activitatea de cercetare pe care doamna conferențiar Greta Banan a prezentat-o în sinteză sau a cuprins-o în teza existentă în format letric. Deci sunt de acord cu acordarea titlului de doctor habilitat doamnei conferențiar Greta Banan. Vă mulțumesc, doamna profesoară, pentru fericire și poftim membrii comisiei de susținere și cei care sunt prezenți în sală, poftim veniți cu părerea dumneavoastră. Dar, încă o dată repet, membrii comisiei sunt obligați numai că de a se da cu părerea. Eu vă rog, cred că suntem într-o criză de timp foarte laconic, eu cred că cumva până la 5 minute. Poftim, ce dorești. Da, domnul profesor. Da. Stimate președinte, Consiliul Mult, stimate membri. Etiologia ulcilor logotrofice este foarte variată. Peste 95% dintre acestea sunt expresie insuficiențe venoase cronice. La fel, ce consideră că până la 25% din bolnavii cu diabet zaharat vor face ulcere trofice, iar peste jumătate dintre toate ulcere de se vor infecta, iar unul din cinci va necesita amputație. Una din cele mai frecvente complicații a ulcerelor trofice este asocierea infecției microbiene. Spectrul etiologic al acestor infecții este divers și aproximativ 60% din ulcere trofice sunt infectate cu floră bacteriană mixtă. Chiar dacă unele bacterii implicate în infecția ulcerului trofic nu sunt patogene, asocierea multiple a acestora determine o evoluție care colonizarea critică asociată cu evoluția a integenii. O problemă majoră la zi o constituie rezistența sau polirezistența microorganismelor implicate în proces la antibiotice și dezinfectante. Bibliografia consultată vedește o excelentă documentare și cunoaștere a domeniului cercetat. În rezultatul, autorul formulează probleme și cercetare
problema de cercetare și direcție de soluționare a ei. A fost formulat scopul și obiectivele tezei. E necesar să menționăm calitatea metodologică a lucrării, scopul, obiectivele, claritatea și realismul ipotezei și a tezelor pentru susținere. Corelarea cercetării la noile orientări în științe medicale, calitatea cercetării și a procedeilor statistice utilizate. Capitolul 6 al autorului, de exemplu, influența concursurilor biologic activ asupra markerilor stresului oxidativ, sistemului antioxidant și partenului inflamator, include rezultatele cercetării axate pe influența concursurilor biologic activ, separat și în combinație asupra indicilor stresului oxidativ și ai sistemului antioxidant, precum și asupra profilului citochimic prin determinarea unor citochimii pro-inflamatori și anti-inflamatori. Concluziile generale și recomandările practice sunt bazate pe dovezile obținute în studiul efectuat și corespund cu scopul și obiectivele trasate. Studiul este original prin complexitate, varietate și profunzimea cercetărilor. Originalitatea lucrării rezide la evaluarea acțiunii antimicrobiene, antioxidante și imunomodulatoare a unui concurs noi, determinând spectrul microorganismelor implicate în ulcere trofice infectate și stabilită acțiunea compușilor noi asupra factorilor de patogenitate ai agenților microbieni. Lucrarea este relevantă pentru dezvoltarea cercetării științifice pe direcția obținerii noi date pentru Republica Moldova și pentru întreaga lume. Au fost evidențiate corelații negative stabilite dintre capacitatea antioxidantă totală și conținutul de haldehidi valonice, ce permite aplicarea acestor parametri în calitate de indicator de monitorizare a activității antibacteriene. Au fost evidențiat compuși noi de activitate antibacteriană înaltă față de unele specii microbiene de perspective pentru testarea in vitro. În general, teza este scrisă la un nivel științific înalt, dar totodată clar pentru cititor. În concluzie, consider că teza doamnei Greta Balan, compuși noi de cu acțiunea asupra microorganismelor izolate din ulcere trofice, este o lucrare finalizată, dedicată unei probleme actuale. Rezultatele obținute au o importanță atât teoretică cât și aplicative și aduce aport în atingere scopului evaluarea activității antibacteriene a unor compuși noi în vederea formulării principiilor de evaluare a preparatelor policomponente eficiente în tratamentul ulcerului trofic infectat. Teza este apreciată pozitiv și corespunde cerințelor Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, iar autarea merită conferirea titlului de doctor abilitat în medicină la specialitatea 313.02 microbiologie, virusologie medicale. Mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru apreciere și aproape că v-ați încadrat în atenție. Oferim cuvântul domnului profesor George Roșnoveanu, putem vă dați cu părere asupra. Onorat prezidium, onorați membri a Comisiei de Susținere Publică, onorată asistență, actualitatea temei abordate de doamna postdoctorant Greta Balan este determinată de mai multe laturi, și anume o problemă de deosebită gravitate, problema tratamentului ulcerului trofic de gambă, deși aprobată și pusă în dezbatere în mai multe direcții, dar care mecanismele etiopatogenetice, vasculare, endocrin, etc.,
dar și durata și rezultatele nefavorabile de tratament implică în sine mai multe aspecte, sistemul de sănătate, aspectul psihologic și social, care determină și actualitatea. Doamna Balana a avut curajul să le asalteze, realizând o cercetare multiaspectuală a spectrului microbian, omniprezentă în ulcerul de gambă, care a inclus și mai multe direcții în 6 etape de cercetare, cu scopul de a evalua activitatea antimicrobiană a unor compuși noi în vederea elaborării preparatelor policomponente tratamentul ulcerului trofic infectat. Și aici nu o să mă dau și nu o să insist specific. Atât, aș vrea să remarc că autoarea a utilizat metodologii științifice specifice și vine în final cu concluzii importante și pertinente de bază, fiind fundamentizarea de dovezi a acțiunii unor substanțe chimice și biologice noi asupra microorganismelor izolate din ulcerul trofic și a permis formularea principiilor de elaborare a preparatelor policomponente, eficiente în tratamentul ulcerului trofic și strategii alternative antiinfecțioase în scopul evitării eșecurilor terapeutice și dezvoltării rezistenței antimicrobiene. Aceasta va înarma clinicienii și în special chirurgii cu posibilități de combatere a infecției în această nozologie foarte complicată și foarte greu de menajat. Fiind și o teză de deschidere în mai multe direcții, pe viitor sunt necesare cercetări în comun cu clinicienii pentru a studia în corelare și alte mecanisme patogenetice ale ulcerului trofic de gambă. Și aș îndemna-o pe doamna conferențiar să o facă cât mai curând. Autoarea raportează rezultatele cercetării la multiple foruri științifice de specialitate, congrese, conferințe naționale, internaționale, participă și la o mulțime de expoziții și salone de inventică. Le-a reflectat în 77 lucrări științifice, inclusiv 9 brevete de invenție și certificate de inovator și asta îi îmbogățește palmaresul valoros de savant. În concluzie, concluzia este pozitivă și remarc că doamna conferențiar merită cu prisosință titlul științific de doctor habilitat în științe medicale. Nu am conflict de interese, dar aduc felicitări călduroase doamnei Balan pentru rezultatele obținute și, în ultimul rând, consultanților, academicienilor Rudic și Gulea și vă admir pentru echipa excepțională de cercetare pe care ați făcut-o împreună. Felicitări! V-am mulțumit și dumneavoastră pentru expuneri laconice, profunde și profesionale. Deci, eu încerc să, dar eu am să mă sper întâi să ofer cuvântul la membrii comisiei. Deci, cu toate schimbă, oferim cuvântul doamnei profesoare, doctor candidat în științe medicale, Larisa Spinini. Stimată audiență, astăzi noi suntem prezenți la audierea rezultatelor cercetărilor științifice care au dovadă de importanța cercetărilor care vin cu implementarea unor rezultate foarte importante pentru medicina clinică. Cunoaștem foarte bine că neapărăteța în anii precedenți de administrarea antibioticilor a dus la rezistență, prin care noi astăzi trebuie să elaborăm unele metode pentru a micșora această rezistență și pentru a obține rezultate bune pentru diferite patologii unde este necesar de administrat anume antibiotici. Și anume teza domnului Greta Balan vine cu unele recomandări a implementa aceste compuși pentru a micșora rezistența și povară diferitor patologii. Vreau să spun că cercetările care au realizat domnul Greta Balan sub conducerea academicianului domnul Rudic și academician domnul Gulea stau la bază пирамидии довезла о четырех штейнцифичи, студии преклиничи, студии дескриптиви. Что есть он фарди импортанцы, а нуми пентро, а при луджи очистия четырех держала немел клиник. Вьемся с пункта, да, мой астеса причием
cercetarea domnului Greta Balan ca cercetarea finisată. Dar cunoaștem foarte bine că oricare cercetare care se finisează este începutul pentru următoarele cercetări. Ca tare am vrut și să vă dau o întrebare. Și sunt sigură că dumneavoastră să participați în studiile clinice, că domnul profesor Jnăveanu și vă dat întrebarea cum influențează rezultatul tratamentului dacă sunt prezente diferite comorbidități. Și eu sunt sigură că pentru viitor anume este important de planificat așa tipuri de cercetări și de obținut rezultate contemporane. Vreau să subliniez încă o dată că cercetarea a fost realizată la nivel foarte înalt și reieșând din fapt că am fost și membru Comisiei de Verificare Materialului Primar, noi avem o încredere totalmente în calitatea rezultatelor care dumneavoastră ați prezentat astăzi. Vă aduc sincere felicitări, meritați acest lucru, sunteți o persoană foarte inteligentă, cinstită și responsabilă. Și felicitări domnilor consultanților științifici, domnului academician Rudic și domnul academician Gulea. Reieșind din fapt că dumneavoastră ați avut în spate așa consultanți științifici, în viitor sunteți obligați să deveniți academician. Mulțumesc! Vă mulțumim dumneavoastră! Vă mulțumim pentru aprecieri. O să rugăm să dea cu părerea domnul profesor academician Grigore Pitulea. Academie de științe medicale, domnul Hrăcean. Stimate domnule președinte, stimate doamnă secretară, onorați academicieni, profesori, stimați colegi, eu cu mare plăcere am cercetat această lucrare și la prima etapă și la această etapă am primit o satisfacție extraordinară. Rar să vezi așa o teză cu un limbaj foarte, foarte exigent. Eu totuși mai am alea de practică și nu numai de așa literatură artistică și de altă natură, cauți erori și găsiri. Deci este un eveniment mult așteptat în cadrul medicinii preventive, în cadrul universității noastre, în cadrul disciplinii de microbiologie. Noi avem nevoie de specialiști de forță care să contribuie la dezvoltarea științei noastre și compartimentul didactic în universitatea noastră. Eu vreau să vă spun că teza aceasta diferă printr-o actualitate indiscutabilă. Este de mirare, ca să citiți și să vedeți, câte literatură a fost analizată, de care timpul anume acest actual, de metodele folosite multidisciplinare și cu o realizare multidirecționată în mai multe direcții. Care direcții? Eu consider aici etiologii, identificarea microorganismelor care sunt asociate acestei ulcerului trofic. Aici este și identificarea tuturor compușilor biologici și chimici care pot fi folosiți pentru tratarea, deci este și tratamentul, practic, aici este și profilaxia, pentru că aici noi vedem și căile de rezolvare a problemelor în profilaxie secundară sau cea terțiară, etc. Deci, realizată la un nivel extraordinar de înalt această lucrare, prin aceste compartimente care sunt aici prevăzute în 7 obiective și ați văzut cât de frumos a demonstrat doctoranta realizarea acestor 7 obiective. Fiecare obiectiv, iată este obiectivul cu tare și am văzut rezultatele. Este o lucrare cu o importanță înaltă teoretică, de a suplinește multe capitole care lipsesc în microbiologia modernă.
și în și de asemenea în manualele noastre de microbiologie. Este o lucrare care are importanță foarte mare practică. Ați văzut numai câte instituții medicale care au fost implementate aceste rezultate, dar eu cred că ele vor fi și mai departe și este o obligație, de fapt, a tuturor chirurgilor și altor compartimente de comportament medicale care trebuie să preia aceste rezultate și să le implementeze în practică. Eu cred că valoarea acestor rezultate este nu doar numai pentru ulcerul trofic. El este și pentru aflage, și pentru combustii, pentru că în toate acestea, sigur că sunt atâtea asociații de microorganisme care trebuie identificate și trebuie tratate în modul respectiv. Eu am primit o mare plăcere și cu aceasta răspund în concluzie că avem în discuție o reuză de o mare, înaltă valoare realizată prin metode moderne, contemporane, foarte, foarte bine direcționate și evident că rezultatele folosite permit nouă, ca să spunem astăzi, că este o geză finalizată și doamna Greta Balan, cu prisosință, merită titlul de doctor habilitat în medicină și felicit doamna Greta, felicit de dragii noștri academicieni care au fost consultanți și au realizat așa o temă, că au susținut așa rezultate și credem că cu aceasta nu se termina, se va termina, dar vor fi prelungiri a acestui teme, pentru că ea nu are capăt de extraordinar de important. Mulțumesc din timp. Domnule profesor, domnul membru titular al Academiei de Științe Medicale Căsnău, vă mulțumim frumos pentru apreciere și, într-adevăr, dacă ea și va avea prioritate în aplicare, eu suport că o să avem de câștigat foarte mult. Îmi permit să eu pierd cuvântul domnului profesor, doctor habilitat în științe medicale, Diu Eugen. Spre sfârșit, că am greu de vorbit, dar totuși să încerc mai puțin. Mulțumesc, stimate domnul președinte, mulțumesc, stimați membri ai Consiliului, onorat asistență. Aș vrea puțin să mă opresc la actualitate, deoarece foarte important pentru o teză de doctor habilitat, actualitatea cercetării care a fost efectuată. Rezistența la antibiotice reprezintă o amenințare tot mai mare la adresa sănătății. Și iată, în Republica Moldova, conform datelor disponibile, antibioticele constituie cam 10% din medicamentele înregistrate. La fel, rezultatele primului studiu național de prevalență de moment a infecțiilor asociate, asistenții medicale și consumul de antimicrobiene, realizat în 2018 în 67 de spitale, cam pe 10.000 de pacienți, a estimat o prevalență de 1,6% de infecții, iar consumul de antimicrobiene a constituit 42,7%. A dat seama de acest procent de care a fost făcut. Întâmplător, Organizația Mondială a Sănătății, inclusiv și Ministerul Sănătății, în fiecare an, în luna noiembrie, organizează Săptămâna Mondială de Conștientizare a Rezistenței Antimicrobiene. Dar trebuie de văzut și situația care a fost cu infecția, cu pandemia COVID-19, toate că virusul SARS-CoV-2 nu a dispărut, el acum se pregătește pentru o nouă, cred că SARS-CoV-3 poate fi. Deci au folosit mulți antibiotice, cu toate că nu erau indicate de către medici de familie și de către medici respectivi. Dar tot s-a demonstrat că în 2020 13,5% de pacienți au folosit antibiotice. Poate că, de ce vreau să vă zic? Că cercetările efectuate de doamna doctor conferențiar este foarte, foarte contemporană pentru a completa arsenalul științific
de noi compoziția de concursuri biologice natural și sintetici cu acțiune antimicrobiană față de anumite microorganisme rezistente. Un interes științific deosebit prezintă semicarbazonele heterociclice, deoarece manifestă o gamă variată de activități biologice și datorită acestui lucru foarte reușit, doamna doctor a selectat produs și coordinativ sintetice ai cuprului, de obicei cunoaștem acești concurs obținuți de către domnul academician Aurelian Gulea și de către produse biologice studiate de către domnul academician Valeriu Rudic, când s-au făcut multe cercetări în acest domeniu, dar incontestabil pentru rezultatele care le-a obținut doamna doctor conferențiar, că a reușit să combine aceste produse, atât biologice cât și sintetice, pentru a obține rezultate respective. Din lucrare vedem că recomandările practice sunt îndreptate spre aplicare clinică a rezultatelor cercetării. Dar eu, ca farmacist, vreau să vorbesc despre aceea că foarte important care va fi forma farmaceutică finală. Deoarece trebuie să fie cu o biodisponibilitate cât mai înaltă pentru a nu micșora acțiunea antimicrobiană combinată acestor compuși. Pentru că forma finală deja ea va răspunde la întrebările care sunt puse de către doamna doctorat. O perspectivă în acest aspect ar fi obținerea nanoparticulelor magnetice funcționalizate pentru localizarea acțiunii la locul țint, anume ulcerotrofic. Iată, aici ar putea fi folosite algele ca o metodă verde de obținere a nanoparticulelor, deci combinând cu produsele compușilor respectiv. Deci, în conformitate cu ghidul de perfectare a tezelor, teza dată a fost efectuată conform acestui ghid, iar doamna doctor conferențiar merită conferirea titlului științific de doctor abilitate în științe medicale, ceea ce aduc felicitări atât doamnei cât și conducătorilor, consultanților științifici care au contribuit la cei ca să prezinte material pentru cercetare. Conflict de interese nu este. Vă mulțumesc, domnul profesor, pentru expunere laconică. SARS-CoV-2 va fi mai departe, dar va fi sub varianta BA4 sau 5. O să vedem în evoluție. Deci acum îi oferim cuvântul doamnei profesoare, doctor științe medicale, Luminița Uzu. Aș vrea, de asemenea, să fiți laconic. Poftim! Mulțumesc, stimate domnul președinte, mult stimată și onorată asistență. Indiscutabil, teza prezentată astăzi, doamna doctor conferențiar universitar Greta Balan, reprezintă un pas important și foarte valoros în soluționarea unei provocări globale, unei probleme de mare importanță și la nivel național. Vorbim despre rezistența antimicrobiană, Șir și toate persoanele care au vorbit anterior, respectiv persoane notorii, personalități bine cunoscute în domeniul științei, s-au pronunțat asupra valorii tezei prezentate de astăzi, asupra valorii cercetării și respectiv mie îmi rămâne doar o deosebită plăcere și sincere sentimente să o felicit pe doamna doctor conferențiar Greta Balan, să-i doresc mare succes în continuare și să menționez că, de fapt, nu am niciun fel de conflict de interes cu dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim și dumneavoastră. Trebuie să-și dea părerea și președintele, dar să nu țineți cont că eu am privatizat ședința. Poftim, cei care au fost obligați de a se da cu părere, într-adevăr, au expus-o. Poftim din sală, cine dorește să se dea părere. Poftim. Mulțumesc, domnul profesor Spân, mulți stimați colegi. Eu foarte puțin o să vorbesc, nu am scris nimic și o să mă înțelegeți. Stimați colegi, ulcerile trofice, indiferent de pricina
care apar ei. Că fie că este dilatarea varicoasă a genului, fie că este diabetul zaharat. Dar până la urmă, ele totuși se întâlnesc cu aceea că se infectează cu germeni rezistenți. Domnul profesor Diug, nu știu m-a susținea sau nu, dar părere de rău. Republica Moldova are cea mai mare rezistență la micobacterii din Europa, și dacă nu chiar din lume, înțeles, după cât știu eu literatură. Și iată că tratamentul acestor ulcere trofice, când ele sunt infectate cu germeni rezistenți la micobacterii, dar câteodată sunt înregistrate și cu germeni mici, încercați să vă puneți în locul medicului familie și încercați să tratați acești bolnavi. Și iată că încercarea doamnei Greta Balan de a face o combinație, de a găsi o metodă nouă, cât de cât măcar să adauge la ceea ce este de acum descoperit în lume, asta de acum are o importanță destul de mare, atât din punct de vedere științific, cât și din punct de vedere practic. Eu nu am conflict de interes, domn profesor, mă trebuie că eu sunt pneumoftiziolog, dar vreau să spun că am primit o plăcere de la o susținere a acestei teze disertației și aș vrea să-mi exprim convingerea că membrii Consiliului Științific vor aprecia-o pozitiv, iar doamna Greta Balan merită să-i conferi titlul doctor carbitar. Mulțumesc! Vă mulțumim și noi dumneavoastră. De cine dorește din sală să se dea cu părerea? Am venit pentru că cei care deja și-au spus-o. Sunt pretendenți? Sunt? Dacă nu, atunci dați-mi voie. Dacă nu-ți dați-mi voie, două cuvinte și spun și eu în calitate de președinte. Deci, într-adevăr, eu cunosc de timp că am fost referent la prima etapă, da? Cum eu țin minte, așa e, așa a fost, da? Noi ne-am discutat în detalat. Teza o cunosc, deci este o teză muncită, trudită, actuală, necesară pentru Republica Moldova, fiind ea este dedicată reducerii sau combaterii riscului de dezvoltare a tulpinilor rezistente și aplicarea acestor concurs chimici. Dar aici aș vrea să fac o mică paranteză. Noi ne lăudăm cu mii de concurs de ce avem, cum avem, dar punctul cheie pentru fiecare concurs chimic care vine ca să demonstreze că el are activitate antibacteriană este ca el să-și convinși 100% că el este lipsit de toxicitate. Deci pe viitor, dar vine de-a Dumnezeu cu chestii și așa mai departe, deci fiecare produs începe, în primul rând, dacă el nu este toxic, dacă pragul de toxicitate este cu mult mai jos decât pragul care ține de activitate antibacterială, atunci asta este o substanță foarte bună. Deci, pe viitor, dacă îți avea doctorat mai departe, aveți în vedere că ați fi bine să avem și informația despre cancerogenitatea produsului, toxicitate mediu acută cronică, acțiuni teratogene și așa mai departe. Dacă acești parametri dansează în favoarea dumneavoastră, aveți drum deschis pentru a fi studiate la toți parametrii pe care dumneavoastră ați pus în discuție. Eu cu asta am pun în punct, dacă nu aveți nimic împotrivă, și atunci am să vă rog pe membrii Comisiei de Susținere pentru a vota prin vot deschis. Cine pentru, ca să studiem că este o teză de doctorat cu validitate, deci eu vă rog meritată validitate actuală și necesară, vreau ca să votăm prin vot deschis. Am înțeles că toți suntem, cei nouă suntem pentru. Deci eu mă conduc de regulamentul pe care l-am făcut. Având în vedere că schimb în vederea lumea, am spus treaba, da? Vrea să spună câteva cuvinte doamna Bălășoi. Ce spun membrii comisiei? Îi oferim câteva cuvinte. Da. Poftim. Aveți cuvântul doamna profesoară. Mă bucur pentru ședința de astăzi, mă bucur că toată lumea a avut numai cuvinte de laudă pentru doamna conferențiară Greta Balan. Deci nu este ceva întâmplător, este un lucru solid ceea ce dânsa a făcut. Mă felicit, nu am conflict de interese cu dumneai ei.
și am acordat deja calificativul foarte bine și sunt de acord cu conținerea de titlului de doctor abilitat. Felicitări! Vă mulțumim, doamnă profesoară, știu că a ridicat de mâna doamnă profesoară, doctorul științei Doina Zui. Poftim, dacă ai ceva de spune. Deci, poate... Deci, susțin ceea ce am afirmat și în luările de cuvânt anterioare. Valoarea acestei teze este o valoare dovedită științific. Corectitudinea documentului științific și a metodologiei cercetării în tema abordată, cât și concluziile acestei activități de cercetare care da. Se vor răsfrânge în activitatea practică ulterioară vis-a-vis de terapia ulcerilor trofice infectate, consider că teza merită să fie apreciată cu calificativul maxim, iar doamna conferențiar Greta Balan să obțină titlul de doctor abilitat în medicină. Nu am niciun conflict de interese cu doamna conferențiar Greta Balan. Mulțumesc! Vă mulțumim și dumneavoastră, deci v-a încărat între acele 9 voturi pentru. Deci, dacă îmi permiteți, dăm citire proiectului de hotărâre. Eu am să mă refer numai la partea decizională, dacă nu aveți nimic împotrivă, ca să nu ținem de timp. Deci, s-a decis. A aprobat teza de doctor habilitat în științe medicale cu tema cu generic compuși noi cu acțiune asupra microorganismului izolate din ulcerele tropice. Programul de postdoctorat 313.02 microbiologie, virusologie medicale a doamnei Greta Balan, absolventa postdoctoratului. Eu mă bucur foarte mult că postdoctoratul l-ați finisat cu teza de doctor habilitat. Departamentul Medicină Preventivă, disciplina de microbiologie și imunologie din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie, Nicolae Tisimițană, au votat pentru pro nouă, contra absent, s-au obținut absent. Deci, noi încă o dată vă felicităm cu decizia comisiei de doctorat de susținere și, după regulament, aveți dreptul la câteva cuvinte. Eu am auzit că cineva a repetat, să dați voie. Am auzit că cineva a repetat în sală calificativă. Eu am consultat până a venit aici, dacă într-adevăr se referă numai la tezele doctor științe medicale. Punct. Și asta am fost punct. Deci că sunt apară alte zile. Da. Bun. Mulțumesc mult, domnule profesor. Deci, mulți stimați, domnule profesor, colegi, prieteni. Deci, permiteți-mi să aduc, în primul rând, sincerele mele mulțumiri, Alma Mater, deci Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tăstămițan, pentru posibilitatea oferită de a învăța. Deci anul acesta fac 30 de ani de când am trecut pragul Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tăstămițan. Mulțumesc Alma Mater pentru posibilitatea de a petrece cercetările la prima teză de doctor în științe medicale, precum și cercetările de postdoctorat, cât și activitatea didactică de mai mult de 20 de ani. Mai întâi de toate vreau să mulțumesc domnului rector, profesor Emil Ceban, pentru încrederea acordată și domnului rector viager, domnului academician Ioan Abadi, pentru ajutorul acordat în anii de doctorat și postdoctorat, dar și în formarea mea profesională. Vreau să mulțumesc domnului prorector pentru activitate științifică, domnul profesor universitar academician Stanislav Gropa, pentru susținerea și ajutorul acordat la realizarea acestei lucrări, precum și vreau să mulțumesc de asemenea ex-prorectorului pentru activitate științifică, domnului profesor Gheorghe Roșnoveanu, care m-a convins să fac studiile în postdoctorat.
Cu deosebită stimă, adresez cuvinte de mulțumire consultanților științifici, domnului academician Valeriu Rudic, pentru atitudinea care a avut-o față de mine și de colegii mei, pentru încrederea totală pe care mi-a acordat-o și pentru chidarea în realizarea lucrurilor frumoase. De asemenea, aduc mulțumire domnului academician Aurelian Gulea, cu care am avut o colaborare foarte frumoasă, cu multe realizări, care m-a ghidat și m-a consultat pe tot parcursul realizării acestei lucrări. De asemenea, mulțumesc mult tuturor colegilor mei din cadrul Departamentului Medicină Preventive, colegilor din cadrul disciplinei care m-au susținut pe parcursul acestei perioade. Alese mulțumirea după Agenției Naționale de Sănătate Publică, în persoana domnului director Jovanski Nicolae, pentru ajutorul acordat valoare pe care cercetărilor, precum și Spitalului Clinic Republican, în persoana domnului director Umbuța Andrei, cât și Institutului de Microbiologie și Biotehnologie a Academiei de Științe a Republicii Moldova, în persoana doamnei director Cecoi Liliana. Deci, aduc mulțumit tuturor celor care m-au ajutat în realizarea acestei lucrări. Mulțumesc mult domnul președinte și a comisiei și mulțumiri alese Comisiei de Susținere Publică, deci, cât și secretarului conferențial universitar Guțu Luminița pentru ajutorul acordat la pregătirea acestei susțineri. Mulțumesc încă o dată tuturor referențelor în cadrul Comisiei de Susținere Publică și celor care mi-au prezentat aviz la lucrarea mea. Cu deosebită recunoștință vin pentru familia mea, care întotdeauna a fost lângă mine. Mulțumim și noi dumneavoastră și dăluite că ați avut un tâl foarte puternic acasă, a fost și regizat ce sunteți. Eu în calitate, deci două cuvinte, eu în calitate de președinte declar închis ședința Comisiei de Doctorat, vă doresc la toți multă, multă sănătate, mai departe e COVID, iar dumneavoastră multe, multe realizări. Și să dea Dumnezeu să